Salutare din nou, dragii mei. Ne auzim când și când, dar când ne auzim, ne auzim bine și pentru multă distracție aici la show-ul Midnight Poker. Suntem la episodul 7. Din probabil singura chestie care se mai întâmplă în pokerul live românesc de vreun an jumătate, marele show organizat de 888 și Poker Fest, care la un moment dat, timp de 24 de episoade sau 30 parcă, sunt cu Sorin Constantinescu aici, 30 de episoade Road to Vegas și acum iată că am reluat show-ul sub numele Midnight Poker. Au avut loc 6 episoade cu ceva întreruperi. S-a reluat cu episodul 7 și avem garantate, ca să spun așa, 6 episoade din acest moment, încă din acest show fabulos în care au acces o mulțime de jucători de poker din toate colțurile țării, indiferent de calibru, de statut, de nivel, dacă îndeplinesc condițiile să joace poker online pe 888 Poker, atunci ei pot accesa acest turneu live cu premii pentru toată lumea. Sunt 7.700 de dolari în premii, dintre care 3.000 pentru câștigător și chiar și locul 7 va pleca cu o sumă de consolare de vreo 250 de dolari. Nu sunt sume uriașe, dar sunt sume frumoase și miza e mai mult decât pentru bani. Miza e plăcerea de a juca poker live. Oamenii ăștia au norocul ăla uriaș să joace live După tocmai atâta vreme, după un an în și plină, ceva de când n-am mai făcut niciun turneu de avem un an și să sperăm că acum cu vaccinuri, cu astea din iunie, din iulie, dacă o să dea drumul la festivalul de muzică, o să dăm și noi drumul la festivalul de poker. Deci clar că o să pornim și noi, chiar dacă trebuie făcut test la intrare, chiar dacă cerem vaccinul, dar măcar să începem de undeva. Sorin Constantinescu este CEO-ul celui mai mare operator de turnee de poker live din Europa de Est, Poker Fest România. O companie care cu o istorie bogată de vreo 9 ani, cine nu este în industrie, poate nici n-a auzit, dar cine a jucat o mână, două de poker, știe ce înseamnă Poker Fest România pentru toată comunitatea jucătorilor români de poker. Anul ăsta facem 10 ani, în octombrie. Iulian, ții minte, am fost primul turneu la Timișoara. Aveam Vai, da. 50 de clienți și... Nu? 50 de clienți am avut la tot turneul. Era... 54 de jucători și acum avem avem 60-70 de dealer la un turneu. Și mai mult, da, exact. Evoluează lucrurile extraordinar, dar uite că acum s-au cam Suntem potignit. curtați de absolut toate firmele mari, nu pot să le dau numele aici că e un turneu de sponsorizat de 888, dar suntem curtați de absolut toți cu care am făcut turnee și de la cel mai mare până la cel mai mic să începem să organizăm din nou, pentru că e o dorință fantastică, numai în România, la nivel european e... Și mondial chiar e o dorință fantastică de turnee live. Oricât ai juca online, nu e același lucru ca și când ești la masă și simți jetoanele în mână și auzi zgomotul ăla de jetoane care e inconfundabil și te socializezi cu totul și cu totul altceva. Am avut o scurtă discuție cu participanții de azi, iar poziția șasea, dacă numărați de la stânga la dreapta, este Constantin Manole, fratele faimosului și prolificului jucător de poker Mihai Manole, probabil cel mai bun, cel mai cunoscut veteran din pokerul românesc, Mihai Manole, din pokerul de turnee românesc, care mi-a spus că Mihai e la Miami, Mihai e în Statele Unite și acolo sunt garantate mari, se depășesc garantatele, se joacă în Statele Unite poker la greu, Live? la greu, da, Da, peste acum? tot, da, Da? absolut. Totul Păi și la s-a ei era dat problema drum. cu COVID-ul, cu astea. Nivelul de vaccinare acolo e uriaș, s-au vaccinat extraordinar de mulți oameni. Am auzit, nu știu dacă e adevărat, că au pus ace de alea în butoane la păcănele și când dai la păcănele, pac, te vaccina fără să știi. În Vegas, pe acolo, și probabil că de aia s-au vaccinat așa de mulți. Da, ei sunt riguroși, probabil nu știu care sunt regulile acolo, probabil că trebuie să demonstrezi că nu ai, că ai avut, că n-ai avut și așa mai departe. Dar în America lucrurile repornesc mult mai rapid, americanii sunt mult mai pragmatici și trec la acțiune imediat. Sper să se întâmple și în Europa asta, mai ales că se formează tamponul ăsta cu imunitatea de grup pe măsură ce se vaccinează lumea și probabil că în curând va fi mult mai simplu. Eu sunt aici cu Sorin Constantinescu suntem separați de restul lumii și suntem amândoi vaccinați, de aia nu avem măști. Suntem vaccinați amândoi și din păcate aș fi preferat să n-am vârsta la care să mă cheme la vaccin. Da. Eu ți-am zis, cum în primul 65 ne cheamă. Da? Eu când am sunat telefonul să mă cheme, chiar în ziua aia am prins în 65 și zic, uite băi, mă sună cineva să mă felicită. De fapt mă chemau la vaccin. Da.
Deci fac acest disclaimer pentru toată lumea să nu se audă. Suntem vaccinați și izolați de restul participanților la acest eveniment, care sunt suficienți pe lângă cei 7 care sunt la masă, mai au o echipă de vreo 10 în spate. Bun. Nu suntem izolați din cauza vaccinului, suntem izolați pentru ca să nu ne audă când ne mirăm de ce cărți bune au în mână. Și de asta, da. Eu după introducerea asta lungă, o să mai vorbim despre situația generală a pokerului, despre Pokerfest România, despre ce se mai prevede cu cei de la 888 Poker, care finanțează și sponsorizează acest show, dar o să fiu cu un ochi și la acțiunea de la masă, pentru că e momentul și cazul să urmărim și să vă spun despre cine e vorba, cine joacă și cine este favorit, cine este invitata specială și așa mai, și așa mai departe. Ca idee generală, trebuie să vă spun că turneul este un turneu hiperturbo, este proiectat să dureze 3 ore jumătate, 4, nu mai mult. El va fi difuzat este difuzat în premieră națională la B1 TV, joi spre vineri seară. Și e un slot orar acolo care ne împiedică să jucăm vreo 12 ore. Deci turneul e făcut, e reglat, e calibrat în așa fel. Nivelul de blinduri crește atât în așa fel încât să se încheie turneul repejor. Toți iau bani, $200, $250, $500, $750, $2000 și $3000. În total $7700, premii pentru toată lumea de la masă. Da. O să trec în revistă și participanții de la ediția 7, cei calificați pe internet. În centru avem invitata specială, Marilu Dobrescu, o vlogăriță care foarte prinsă, 22 de ani, dar de ceva ani încearcă să construiască un profil de vlogăriță foarte puternic pe internet. Are o serie pe YouTube, True Crime Romania, pe care o ține cu prietenul ei și vorbesc despre tot felul de întâmplări. Analizează foste crime, întâmplări, care s-au, da, și care au rămas nebucitate. Sumbre din, da, istoria României, și zice că în episodul viitor o să fie despre exorcizarea de la Tanacu. În fine, nu vorbim aici de Tanacu și exorcizări, dar ea este Marilu Dobrescu, o tipă energică, vioaie, tânără și pusă pe fapte mari în domeniul social media, are mulți followeri și îi urăm bun venit aici, mai ales că followerii ei vor afla despre noi, despre jocul de poker, și acesta este scopul pentru care și ideea bună de a aduce în fiecare show câte un invitat, care iată are de-a stânga și de-a dreapta ei câte 3 calificați online pe 888 Poker. Cei 3 au jucat vinerea trecută la ora 8 seara un turneu de $5000 cu $1000 garantat, s-au adunat mai mult de $1000 acolo, și cu suplimentul, bonificația pentru primii 6, să vină și să joace aici la acest turneu cu premii garantate pentru toate locurile. Cam asta e povestea și puteți și voi să fiți personaje în povestea asta dacă vineri, acum vineri pe 22 sau când e vineriu, da, veți intra pe 888 Poker la ora 8 să jucați turneul de $5 sau dacă nu aveți $5, nu-i problemă, se poate face asta și cu 0, pentru că sunt sub sateliți de calificare de $1, de 0, și accesul aici este foarte, foarte ușor. Foarte ușor și plăcerea jocului până la urmă. Adică... Absolut, fără discuție. Sunt jucători care ar veni să joace și fără bani și gratis, numai să mai fileze o carte. E o plăcere. Audă zgomotul jetoanelor, mi-e dor de turnee, și mie la fel. Am crezut că zic, bă, lasă, nu, dă-le încolo, uite, după un timp începe să-ți fie dor. Vedem o situație interesantă în care deschide de pe poziția 2 Eugen Arapu, poziția 2 cel negru din stânga, deschide cu popă valet și este dominat după un call al lui de pe poziția am să schimb numele, e Costi, de pe Costi Chincișan, de pe poziția 7, iată-l aici, care îl domină pe Eugen din Big Blind cu o mână surprinzătoare. E bun asul ăla pentru Eugen, pentru că Eugen nu a prins asul și probabil că se va retrage mai ușor. Iată că o face. O să vă povestesc și despre ei, dar până una alta
O să vorbesc la tehnic, să-i spunem Costi lui Constantin Chincișan din două motive. O dată că vrea el asta, iată-l în imagine, și doi că în stânga lui se află Constantin Manole și noi să știm cu ce Constantin, despre ce Constantin vorbim. Dar până una alta, iată-l pe Costi Chincișan, pe poziția 7, ultima poziție de la masă, 34 de ani, Arad, mare fan poker, care a prins azi popă și a luat o mână. Ok. Blindurile cresc, iată, s-a schimbat și numele lui Constantin, e Costi acum, blindurile vor crește foarte rapid, cum am spus, acum sunt 500 cu 1000 ante 1000. Jucătorii pleacă cu 100.000 de fise, au 100 de blinduri la start. Avem și un român jet-beget la masă, poziția 5, Yüksel Berka, care uite că e român jet-beget, să știți. Chiar dacă se numește Yüksel Berka, o poveste frumoasă de dragoste între părinții lui, zic eu, pentru că tatăl lui e român și mama lui e tătăroaică. Mai rar, în general veneau tătare și ne luau femeile, acum au venit tătăroaicele și ne-au luat bărbații. Tătăroaică de aici, presupun, din la noi. De nu, la nu, nu, Constanța, nu, exact, nu? Din Tătaria. Nu, nu, s-au întâlnit la facultate. Acolo s-au cunoscut, era străină, venită din zonele tătărești. Un tip foarte inteligent, simpatic, isteț, fluid și foarte bun jucător de poker. Aș spune că ar putea fi, l-aș considera, iată, Game World. Yüksel Berka, favorit aici pentru că bagă la greu turnee, sit and go, hiperturbo, adică exact formatul ăsta care, la care trebuie să te pricepi acum în acest turneu foarte rapid. Va fi o pauză după o pauză scurtă după două ore de joc, după care se va juca până la încheierea meciului. Mă uit acum pe rețelele noastre sociale, vă chem dacă vreți să vorbim, să vă răspundem la întrebări, eu sau Sorin Constantinescu de-a lungul acestei transmisii, vă chem pe Hold'em România, pe Facebook Hold'em România. Este live stream și acolo noi suntem cu ochii pe chat și puteți să veniți acolo și să ne întrebați ce vreți voi despre ce credeți că vreți să aflați din lumea pokerului. O să încercăm să vă spunem cât vom putea și cât știm și noi și eventual să ne sugerați, nu știu, idei, să ne trageți de mâine, că dacă greșim pe aici sau ceva. Vă aștept deci pe Midnight, pe Hold'em România, la transmisia live Midnight Poker. Și vă reamintesc, dacă ratați transmisia asta sau dacă ați ratat și alte transmisii anterioare, ele vă așteaptă înregistrate pe canalul de YouTube Poker Fest, care este unul dintre cele mai complete canale de YouTube din câte se pot imagina, pentru că tot ce s-a apăsat pe buton și s-a filmat în 9 ani de istoria PokerFest-ului se află acolo în ordine cronologică și chiar pe playlist-uri. Iar tot acest show de la începutul lui, 36 și iată acum al 37-lea episod, Road to Vegas și Midnight Poker, acest show este pus acolo în playlist-uri și chiar și găsiți și o serie de faze principale și importante din partidele anterioare, deci vă puteți familiariza sau dacă vreți să revedeți ceva. PokerFest România e un loc minunat să accesați poker în limba română, în românește, live, dinamic și complet. Aveți cu blindurile 500 cu 1500? Clasamentul ăsta e și nu e relevant pentru că blindurile sunt încă mici. Da, și e la început, e da, prea la început. Lumea se tatonează, se mai încearcă câte o mișcare, dar nimeni nu-și pune la bătaie Dita mai sta cu cărți îndoielnice. Cine e eliminat acum o să piardă premiul mare și o să plece doar cu ceva bani de buzunar. Să nu uităm că unii vin din, uite, Arad, Olt, îl avem, Constanța, Marinel Neagu, poziția 3 vine din Constanța, Costi Chincișan vine din Arad. Și-s buni bănuții ăștia, nu poți să... E mai bine decât când vii aici, ești eliminat și pleci cu buzunarul, evident. Nu neapărat. Check. O să încerc să n-acopăr discuțiile de la masă când vor avea loc și să tac aici. Check. Când se mai iscă. 2500 bet.
Pas. Dezbateri între participanți. De jucători. Check. Check blind. Iată un... o mână la care... diferență infimă între kicker și câștigă. E o gen poziția 2 în negru, iată la aici. No. Împotriva lui Marinel Neagu, din stânga lui. Pozițiile 2 și 3 au jucat mâna asta. E o gen arapu, poziția 2, care a câștigat potul ăsta, are 23 de ani. Jucător semiprofesionist de poker, a jucat cash la mize frumoase, 5 cu 10 euro, în străinătățuri, prin Italia, cu rezultate mixt, cum se zice, nu scrie nicăieri că trebuie să câștigi tot timpul sau să pierzi tot timpul, dar foarte, foarte pasionat de poker. 1500 big blind și 1500 ante. Mare ghinionist, a jucat satelitul ăsta de vreo 8 ori și a zis că a ieșit pe bubble. De 6. În majoritatea cazurilor, da? 1500. Iată că până la urmă reușești. Pas. Pas. Marilu Dobrescu, toată roșcată din cap până în picioare, care ca o flacără care arde în mijlocul mesei. Eu sper să câștige, că e bine să plece un influencer dintre ăsta și să zică: mamă, am câștigat bani la poker. Păi am mai avut o fată care a fost ultima, da, ultimii doi, era, a fost, da, la heads up și, da, mai să câștige, bine, nu mai știu. E bine să se ducă vestea și lumea să afle că există jocul ăsta frumos. Mai de niș, așa ce-i drept, dar un joc atât de frumos și care merită învățat și jucat, pentru că e palpitant, e un minunat prilej de distracție și în familie chiar. Îți antrenează mintea, e un joc de strategie, de răbdare. 5500 de bet. E un fel de șah cu piesele acoperite. A doua oară sau chiar a treia oară venit în turneu, da, ceva, așa, adică ce avem aici? Nu vei afla decât când vei încerca să muți. Da, bun. Bună asta. Check. În imagine, Constantin Manole, fratele vedetei Mihai Manole, cum spuneam. Da, seamănă cu Mihai. Da, seamănă bine. Mihai joacă poker la nivel foarte îndrăzneț, ca să zic așa. Merge la cele mai mari turnee, atacă în cele mai vulnerabile puncte pokerul global și face bani. Acum este, eu și un băiat serios, mi-a plăcut tot timpul, l-am urmărit în carieră, da, cum a evoluat și... Da, da, da. E un băiat de bun simț, respectos, serios, care are toate calitățile să fie un jucător de talie mondială. Da, un tip care tace și face. Și care a rezistat în timp, a trecut proba timpului. Asta e un criteriu foarte important. Da, dacă mulți ai văzut că apar, câștigă, da, 2-3 turnee, da, sunt vedete și după un an nu mai văzut nimic de el. Așa este, meteoriți dintre ăștia care câștigă 2-3 și se cred cei mai buni și apoi își dau toți banii înapoi pentru că se cred cei mai buni. În poker, dacă ai sentimentul ăsta al îndreptățirii, al faptului că ești îndreptățit să câștigi, îndreptățit să-ți meargă, ai să pierzi. Și sentimentul ăsta îi apucă pe aia care câștigă mult și turnee unul după altul sau multe partide de cash în serie, se cred invincibili și din momentul ăla se strică tot în jocul lor, se degradează jocul lor. Încep să arunce cu fise pentru că li se cuvine să câștige și din momentul ăla pierd. În schimb, Mihai Manole a trecut proba timpului, cum spuneam, are cred că vreo 20 de ani cel puțin, da, de când joacă poker intensiv. Și a fost mereu în top și a rămas în top și un fel de Eric Seidel al României, ca să zic așa. Mare jucător Eric Seidel și care e un veteran care a jucat în vremurile rounderilor din Vegas, acum reușește să facă față la cele mai mari high rollere din lume împotriva celor mai tineri matematicieni care vin și joacă poker aproape perfect. Eric Seidel e acolo, Mihai Manole e al nostru și aici. Unul din criteriile obligatorii de admitere în Hall of Fame, Poker Hall of Fame,
e cel mai înalt, cel mai select club al marilor jucători ai lumii de poker, în care a intrat și Daniel Negreanu, apropo, nu știu, acum 2 ani, exact când am primit vârsta, a și fost primit Daniel Negreanu, abia aștepta lumea să împlinească Daniel 40 de ani sau ceva, ca să... A, și l-au primit în Poker Hall of Fame. Și una din condiții este să reziști la proba timpului. Degeaba ești bun dacă n-ai fost bun 10-20 de ani. Și... Anduranță. Da, iată-l pe, iată ipostaza ceva mai puțin pricepută și ceva mai puțin profesionistă a lui Mihai Manole, Constantin Manole, despre care vorbeam, pe poziția 6-a, 37 de ani. Are și el niște rezultate live, vreo 8 rezultate, dar nu joacă profesionist ca fratele lui, cele mai multe obținute în România. Am mai avut o finală aici la World, la Road to Vegas, a mai fost odată finalist, de profesie economist, joacă poker de vreo 15 ani. S-a luat după Mihai probabil, sau s-au apucat amândoi, sau s-a luat Mihai după el. Cred că Mihai s-a luat după el. Da, da, da. Preferă turnee, a jucat majoritatea sateliților pentru finala asta. El știe ce înseamnă plus valoarea oameni buni, pentru că e fratele lui Mihai Manole și știe ce înseamnă să vii și să joci un turneu online cu 5 dolari unde iei premii și te mai trezești și cu o finală din asta unde mai ieși aici niște bani. E ceva atât de avantajos încât 6500. Cine nu joacă turneul la online dovedește că nu a fost prea atent la situație. E de nerefuzat așa ceva, dacă îți place pokerul cât de cât. Rămână interesantă cu Marilu și cu Marin. Dame și nouar și iar dame și iar nouar. Da, da, da. Fără necontenit tot văd aici la masă o mână în care fiecare a prins câte ceva. Opa. Și ia să vedem dacă Marilu că s-a laudat că a jucat ea mult poker acasă cu prieteni, da, să vedem cum joacă mâna asta. Deci a deschis Marinel, a plătit din buton Marilu, a intrat în joc cu un suited connector și Yuxelberca. După cum se gândește, s-ar putea să știe. A agățat un nouar. A agățat un nouar și ar putea fi bun, se gândește el, iată-i pe cei doi, și renunță, și bine renunță Yuxel. N-am înțeles mâna. N-a fost Marilu, a fost Marinel. Am confundat între Marinel și Marilu. Am o justificare. Eu vedeam culoare acolo, nu? Da, și a cedat. A renunțat Yuxel cu top pair fără kicker. Da, da, da. A primit un bet de la Marinel Neagu de pe poziția 3 și a renunțat. A renunțat. Apropo de poziția 4, Yuxel Berca, foarte, iată-l, foarte priceput, joacă extraordinar, joacă circa 100 de turnee pe zi ca ăsta. Pe internet. Pe zi? Da, pe zi. Hiperturbo. Da, hiperturbo, cu blindurile care cresc repede, se termină în câteva minute un turneu din ăla pe net, imediat, pac, 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 pac. Și din asta trăiește, din asta face bani. Și aici în mediu. Dar la hiperturbo e cam ruletă, așa un pic, nu? Și aici, spre sfârșit, e ruletă și el e avantajat. E ruletă, într-adevăr. De-aia joci multe și dacă tu ai un edge, ai un mic avantaj, el se face vizibil abia după un număr mare de turnee. Da, da. Pierzi mult, câștigi mult, e destul de brutal să trăiești în regimul ăsta psihic în care tu trebuie să ai credința că ești bun pentru că pierzi de o săptămână fără oprire, da. Din cauza ghinionului. Trebuie să ai multă tărie de caracter, multă, multă, multă. Ăștia sunt oameni trecuți prin foc, care joacă hiperturbo, volum mare, volum mare, se agață și se prinde și un drău de culoare. Din nou Marinel, care și mâna trecută a avut culoare, Marinel Neagu de pe poziția 3 de la masă, să vedem imagini mai de ansamblu, așa, să vedem ambii oponenți. Costi atacă cu... din Big Blind, dar n-are cum să obțină fold, pentru că draw-ul și cele două overcard-uri ale lui Marinel îl țin în mână, iată pozițiile 3 și 7 în luptă acum. Marinel Neagu versus Costi Chincișan. A venit cine? Se dă check-check, venise river-ul, n-am văzut, da, venise river-ul, s-a dat check-check cu prudență, cu prudență și câștigă cu popă high în mod neașteptat, cu toate că se deschisese și drumul pentru o culoare. Dacă vedeam acolo o damă, nu?
Dacă vedeam o damă ieșa bătaie, dacă vedeam o damă de o altă culoare sau de treflă, poftim pe River, ambii ar fi avut ceva de acolo și am fi văzut un pot mai mare. Vor apărea și astea. Cert este că vor apărea de voie de nevoie, pentru că cresc blindurile și Petru Lighezan zice că așteaptă o poveste frumoasă de la domnul Sorin. Poveste cu ce? Porumbelul. Cu ce? Porumbelul. Cu porumbelul? Întreabă un băiat, Florin Daniel, la ce ore e turneul gratuit de calificare pe 888? Calificările se petrec vineri, turneul principal de $5 este de la ora 8, iar turneele, subturneele sunt cu câte o oră înainte, cred. 7 și 6, cam așa. Dacă te duci la ora 6, ai să găsești free roll-ul care te trimite la turneul de $5. Am avut pe cineva care a jucat într-una din edițiile Road to Vegas, venit din free roll-ul ăla, deci practic n-a plătit nimic. Săracul nici n-a câștigat atunci când a ajuns aici, dar totul a fost gratuit. 3500. Prea tehnică masa asta, lumea ar trebui să le băgăm niște gaz din ăla de dentist să râdă. Cum se cheamă? Păi îți dai seama că au stat atâta vreme și n-au jucat live și acum oamenii sunt... Da. E mai interesant pokerul decât... Normal, decât orice, după decât atâta vreme îți dai seama. Da. Da, nici acțiunea de la masă nu... Dom'le, dar ce diversitate de măști a apărut pe lumea asta. Fiecare și propria personalitate s-asortează. Sunt foarte multe firme care și-au făcut reclamă și dau măști gratuit și își pun sigla pe așa și le distribuie pe stradă, știi? Da, mă întreb eu dacă măștile alea sunt bune de ceva, la adică. Just, nu știu ce. Da, or fi. Păi și cine... Există un clasament care sunt bune și care sunt mai puțin bune Habar n-am. Că vezi că toată lumea poartă mască, adică dacă te duci peste tot în locuri publice, toată lumea poartă mască, adică... Da, uite, mi-a mai scăzut vigilența, fiind vaccinat așa, mai uit uneori să-mi pun masca. Asta să fie un efect secundar că uiți? Dar nu-i de la vaccin. Ok. M-a speriat. M-a vaccinat timpul. Ai pierdut memoria. Da. În fiecare an mi se mai dă un an de dus în spate. Ai slăbit, Iulian, ești fit, așa ești. Am fost la sală. Am fost la sală cu un antrenor absolut incredibil. Înseamnă că e gacică nouă, că dacă omul nu are motivație, nu face... Nu, am devenit arogant și le-am făcut vânt la toate, nu mai am pe nimeni. Că nu mergi degeaba așa, tot timpul tu să ai o motivație, că te lași de fumat, că te lași de băutură, că te duci la sală, adică nu te duci degeaba așa, numai că te afli tu în treabă după zi pe alta. Un antrenor fabulos și am de la... Nici nu, m-am agățat prima dată de bara aia la tracțiuni și nici nu puteam să zvâcnesc măcar. Nu puteam nici să zvâcnesc. S-au și înclesta mâinile și nu mai puteai să te dai jos. Și doar acum jos, fac 5-6, las că e bine. Câte flotări faci? Ba, mu, fără număr astea. Flotări? Da. Hai, mă. Fac 150. De flotări? Da. Poate genoflexiune, flotări? Acum ne așezăm și gata. Le fac. Da. Terminăm. Ia să vine băiatul cu camera și facem flotări. Da, dar mă plictisesc. Dar fac până la plictiseală. Flotări, da? Da. Și bați și așa din palme, ridici mâinile? N-a asta nicio, una doar. Două, nu știu. Da. Îmi pare rău să o spun așa cu un fel de sentiment de ticăloșie în suflet. Că mi-a prins bine perioada asta, că m-am mai dus și eu la sală, s-a mai schimbat ceva. Alții, din potrivă, s-au îngrășat și s-au deprimat. Efecte diferite ale acestei izolări de la un om la altul. Nu, Ciprian Dobrescu, un antrenor fabulos care nu... Un antrenor de antrenori. Nici nu vă zic cine, pentru că l-am luat toți. Nu-i mai dăm voie să ai alți clienți. Atât e de bun. Și eu am un antrenor foarte bun și fac online acasă. Mai fac și eu online acum. Acum, dacă s-au închis sălile, n-ai ce să faci. E îngrozitor când faci online și îl vezi un fățuc în telefon care încearcă să te... Observe cum te miști. Da, orice mișcare e bună, nu trebuie să ai nu știu ce mare antrenor. Bicicletă, în general. La alergat nu-i bine strici genunchi. Alergarea e o prostie. Cea mai... Activitatea care produce cele mai multe efecte negative și boli, culmea, alergarea. Îți face praf, genunchi, încheieturi, toată povestea ți-o face. Maradona de asta a murit.
De la alergare? Da, 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 a făcut la genunchi. Aia, de-l durea, de-l lua dracu. Și n-ai ce să-i faci și este boala sportivă. Apă la genunchi sau ce? Nu, nu artrită, ceva, artroză, ceva, artroză, ceva de genul ăsta. Și mi-a zis antrenor, bă, mergi pe bicicletă la asta. Și într-adevăr, la alergare, deja mă dureau genunchii. Mergeam, alergam 10 km pe zi la un moment dat și am zis, stop, nu mai alerg niciodată. 1000-2000 bicicleta. Dar gata cu sportul, hai să trecem la gambling. E pokerul sport sau nu e pokerul sport, Sorin? Păi e sport până la un punct. Până se pune problema de bani, că atunci dai în cap. Da, au fost tentative din astea. Dacă compari cu păcănelele, cu ruleta, cu blackjack-ul, normal că e sport, da. Dar dacă îl iei așa doar pe poker și îl analizezi așa, e sport la un anumit punct și după aceea nu mai e sport. Da, șahul. Da, șahul. Șahul e sport. Șahul e sportul minții, pokerul e sportul... era, n-am voie să zic organul aici, la televizor. E sport. E sport. Cine, pokerul? Da, da, da. E un sport. Că dacă șahul e sportul minții, să lăsăm și pokerul să fie sportul caracterului. Nu știu cum să zic. Care sunt estimările anul ăsta? Pornește în toamnă pokerul live? Dacă pornesc festivalul ăsta de muzică și cu multă lume, pornesc și festivalul de poker. Trebuie. Pentru că ți-am zis acum la începutul emisiunii, când am început, suntem curtați de toate firmele astea mari internaționale care au pe online și vor să facă turnee live, știi? Și tu știi că la noi un turneu mare cu o firmă de afară înseamnă 1000 de oameni și atunci ca să organizezi un festival de poker cu 1000 de oameni trebuie să se reglementeze puțin situația, că deocamdată nu e voie decât în aer liber, cu distanțare, cu așa. Dar dacă ziceau că o să dea drumul la festivalul de muzică, gen Antol, gen, habar n-am, Never See sau cum se mai numește și o să prezinte oamenii la intrare un cod de bare cu vaccinul sau un test negativ sau, apropo de test negativ, am citit acum în, pe știri, pe surse sau pe ceva, s-au dus tâmpiția să meargă o cursă charter în Egipt cu testul și când îți verifică acolo la check-in, știi? S-a uitat, femeia era pozitiv. Și domnule, păi n-am știut, am zis să prezentăm test, nu știam că e pozitiv sau nu, dar e pe bune, adică nu e ca filmele cu proști. Chiar s-a bucurat puțin. Think positive. Îmi imaginez aia femeia când a văzut testul ăla pozitiv, cred că a lăsat acolo și pașapoarte și bilete și tot și s-a dus. Wow. Cât de tâmpit să fiu. Da, doamne, da, da, da. Și n-am știut, domnule, a zis că trebuie să prezentăm test COVID. Da, da. Sunt oameni din ăștia. L-am întrebat pe unul odată pe vremea lui Ceașcă, că-s bătrân. Zic, în ce țară trăiești? Eu zic, păi cum se cheamă țara în care trăiești? L-am întrebat pe bune și zice, trăiască Republica Socialistă România, îmi zice. Că așa se cheamă țara în care trăiești el, că așa citea pe tot felul de garduri. Păi da. Așa și doamna cu pozitivul. S-a întâmplat o nebunie cu testele astea și cu comunicarea, cu DSP-ul, tot felul de... Tot așa un amic s-a dus să-și facă testul și i-au dat prin SMS-ul că este pozitiv. După vreo jumătate oră vine mail că este negativ. Știi? Și sună la centrul ăla de testare unde și-a făcut. Zice, domnule, păi hotărâți-vă ce fac. E ceva mână interesantă, ne oprim? Nu, vă fac eu semn. Și zice, nu, toate. Domnule, hotărâți-vă. Nu zice, ne scuzați că a fost o eroare în sistemul nostru de SMS-uri, este negativ. După vreo două ore sună de la DSP. Domnule, figurați în evidențele noastre pozitiv, vă rugăm să noi... Domnule, zice, dar am verificat centrul de testare și sunt negativ. Zice, știm, dar zice, până ne vine adresa de lei, durează vreo 3 zile. Wow. 3 zile nu ieșiți din casă. Am un amic care a spus, băi, nu o să vă vină să credeți, maică mea a început să slăbească acum vreo 2 luni. Și a slăbit 12 kg în 2 luni. Așa. Și azi a venit cu ochii în lacrimi și ne-a anunțat pe toți că n-are cancer. Și cum adică n-ai cancer? Că nu, tu n-aveai. Păi nu, că m-au anunțat greșit acum 2 luni și mi-a fost jenă. N-am vrut să vă spun, eram îngrozită și a slăbit de stres și au sunat-o după 2 luni și au zis, Doamne, ne cere mii de scuze, au fost greșite, au fost alt nume. Dar nu știi cu englezul ai ca aia, că a fost în toate ziarele și televiziunea. Nu știi faza, Iulian? 4500. Nu știi, cu englezul ai cu femeia, cu bătrâna. Depinde, o găsești pe net. Știu multe faze cu deci tot așa, s-a dus la doctor și a zis că are cancer în ultima fază și mai are 3 luni de trăit. Imediat, pentru că vedem o deschidere din UTG a lui Manole, a lui Constantin Manole, cu azi valet 800 și să prindem și noi o fază de la un cap la altul. A folosit bine din UTG plus unul Costi Chincișan.
o mână pe care aș fi putut-o altfel juca, însă okay. Iată din buton din nou nelipsitul Marinel Neagu din poturi, prinde o pereche de șeptar și în mod natural merge. Greșit foldează Marilu Dobrescu 2-5 are acolo la un raise de 4,5-4.500 de fise. Era un col perfect și acum aș vrea să vin un 5 pe flop ca să-i fie ciudă și să vadă cum se petrec lucrurile dacă nu e atent. Dar nu e nimic pentru nimeni, cu siguranță că Manole o să facă un continuation bet. E un board care posibil să nu-l fi lovit pe Marinel din punctul de vedere al lui Constantin, însă și Marinel n-are cum să renunțe cu șeptare. Aia probabilitatea ca Manole să fie mai bun pe flopul ăla e foarte mică, dar riverul inhibă tot. Probabil că o să vedem un fold imediat de la Marinel Neagu după ce Manole o să continue cu un bet pe turn, iată-l că o face. Ar putea să facă ceva ce se numește stop, go, stop, go, adică bet pe flop, check în spate pe river și încă un bet mic pe turn și încă un bet mic pe river, se mai face asta, dar el vrea să-și protejeze as-valetul ăla vulnerabil pentru că avem două carouri jos și nu se știe ce poate aduce riverul, deci Manole pariază din nou într-un aproape jumătate de pot și... Culmea e că nu renunță, n-a renunțat. Oh, deci Marinel Neagru este dispus să plătească bluffuri. Iată-l cum a plătit un bet destul de frumușel lui Constantin Manole cu doi șeptari pe bordul ăla, 10-4-4 as-8. Asta înseamnă că îți vom vedea pe Marinel Neagru făcându-o aici pe polițistul mesei și plătind blafuri, s-ar putea să-i prindă foarte bine și să facă fise, dar în același timp e riscant, pentru că lumea nu prea joacă cu multe blafuri aici. Blaful e o mișcare destul de complicată, de hazardată și nu e atât de frecventă pe cât crede lumea. Că din... Și la război îți imaginezi că se trage cu pușca non-stop. Nu e chiar așa, se joacă snooker, se bea la război. Din când în când mai trage cu pușca, la fel și la poker. Blufurile sunt mai rare, începătorii nu știu. Și atunci tind să-i bănuiască pe toți de obicei blacuri. Încearcă și atunci când încearcă vede că da. Nu-i bluff. Da, 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 da. Dar e da. Un steguleț roșu de pus pe Marinel Neagu că văd că e dispus să plătească light, cum se zice, să plătească subțire, adică la limită, la milimetru, să l-a bănuit pe Constantin Manole de bluff. Și probabil că firesc, chiar dacă pe turn. Pe river e mai greu. Când continuă când vine asul și oponentul tău pariază, îl mai poți plăti o dată cu șeptarii pentru că vei pierde pe termen lung dacă nu faci. Dar când se mai pariază pe încă o stradă și pe river, atunci trebuie să te gândești puțin. Încă o situație, iată între cei doi din imagine. Deschis din UTG cu azi damă suited, Costi Chincișan din dreapta imaginii și din stânga imaginii tocmai din Big Blind Manole, Constantin Manole face doar call cu azi popă, putea să încerce un 3-bet, dar bine a făcut că n-a făcut 3-bet și ar fi dat puterea mâinii pe față. De ce? Pentru că Costi a deschis din UTG și deschizând dintr-o poziție atât de dificilă, declar deja că ai o mână puternică. Și în momentul în care ai declarat asta și oponentul tău din Big Blind îți face re-raise, e ca și cum și-ar da mâna puternică pe față. El nu o face, Manole dă doar col cu as-popă și bine procedează, mai ales că e as-popă offsuit și spre norocul lui și domină mâna lui Costi. Ei nu știu asta acum, noi vedem că și domină mâna lui Costi. Bordul devine din ce în ce mai primejdios cu două draw-uri de culoare acolo și cine vrea să atace nu prea mai are multe motive dacă nu s-a agățat cu ceva de pe bordul, așa că îl văd pe Costi dând check în spate și renunțând. Nu văd, a primit check de la Constantin Manole din afara poziției și acum se gândește dacă să mai îndrăznească. Da, check în spate, firesc, cedez și sper la o damă sau la un as acolo. N-au venit nici dama, nici asul. I se pare că a scăpat cu bine. La fel, cele trei pici de jos inhibă foarte mult acțiunea și vom vedea check-check și un pot câștigat la milimetru la kicker de Constantin Manole din nou, care iată-l cum acumulează fise. Să vedem care o să fie leaderboard-ul după mâna asta, că-s curios. Cred că Manole e undeva pe acolo prin top.
Manole îndrăznește și face un bet subțire. Uite ce înseamnă clasa, ce înseamnă să ai și un frate care joacă poker de elită. Știi să storci minimorum din orice și să faci un bet extrem de subțire. Deci el a făcut 28 în 26, sub o treime din pot, în care iată că stoarce maximum posibil de fise din mâna lui Costi Chincișan. Excelent jucat, Manole. Nu s-a temut să facă betul ăsta, nu s-a temut să primească un re-raise. Probabil că s-ar fi aruncat imediat, pentru că Costi Chincișan ar fi putut să facă slow play pe bordul ăsta cu orice, cu un draw de culoare, cu nu știu ce. Dar Manole s-a... Știi de ce a făcut asta? Pentru că are asul de pică. Are asul de pică și are avantajul că dezlocuiește asul de pică pe care l-ar putea avea Costi Chincișan, care a deschis din UTG. Adică scade probabilitatea ca Costi Chincișan să aibă o culoare, dat fiind că el are în mână asul de pică. Esențial asul ăla de pică. Dacă nu l-avea, nu făcea betul ăsta pe river. Dar ce s-a întâmplat aici? Eu am impresia că am văzut, nu știu ce s-a întâmplat, ori a fost greșit transcrise cărțile, ori am văzut un raise de la Costi, la care Manole a renunțat imediat. Îmi pare rău că n-am văzut acțiunea. Tot vorbeam despre ea și de asta n-aveam timp. Crezi că e de la vaccin? S-ar putea. Da, o să vedem la reluare. Vă aștept pe YouTube România să vedem ce am pierdut eu secunda aia în care Costi a făcut raise și Manole a foldat, n-am observat-o sau nu s-a întâmplat asta. Oricum am văzut potul mergând la Costi Chincișan, mână frumoasă, mână interesantă. Da, au fost câteva mâini în ultimele 10 minute bunicele. Da. Avem jucători destul de competenți, ia să vedem. Păi majoritatea știu de la turnele noastre la Poker Fest, cred că 5 din 6. Da. Știu despre ce e vorba, mai mult sau mai puțin, fiecare, da. E bine să fie așa un field foarte divers, dar chiar și jucătorii care nu sunt profesioniști, jucători amatori care au jucat suficient de mult în circuitul Live Poker Fest sau au mai jucat poker pe internet, încet, prinzând obiceiuri de la cei din jur și învățând, instruindu-se, au început să joace mult mai bine. Nivelul începătorilor în... lumea pokerului a crescut în mod constant în ultimii 5, 6, 7, 10 ani. Altfel spus, un amator din ziua de azi cu ceva experiență de joc ar fi făcut furore acum vreo 10, 15 ani în poker, 20 de ani. Atunci se juca mult, mult mai prost. Păi nu știi cum e vorba aia, de Doamne să mai am 20 de ani cu mintea de acum. Cam așa e, știi? Eu am văzut oameni de 20 de ani care sunt mai deștepți ca mine. Să juc pokerul cum îl joc acum, acum 20 de ani. Da. Experiența de acum, da. A cerut Manole peste. Ah, ok, mersi Valentin. Îmi cer scuze. O să încerc să mă reconectez la stilul alert al comentării și observării unei partide de genul ăsta, că cât a fost show-ul suspendat? O lună, două, trei? Ceva da, vreo două luni, cred că. Da. Chiar mai mult. 4, 5. Trece timpul repede când stai și te uiți pe pereți. Marilu foarte pasivă la jocul ăsta, invitata specială, fold. Iată că a foldat și de data asta. O completare bizară a lui Bogdan Toporaș. Eu am învățat tot ceva, bă, dacă nu joci deloc, tot nu ești ultima, ești pe locul 3 sau 4. Și ți-ai mai mult cașcaval, știi? Da, e posibil. O fi învățat vreun băiat. Da. Tot ce e posibil. Deci arunci toate cărțile și dacă arunci toate cărțile, n-ai cum să ieși ultima. Da. Iată o chintă în două, un draw de chintă în două capete și un top pair pentru Marinel, care în felul ăsta, neavând oponent, doiarea aia n-au ce să-i se opună, mai au un pot. Poziția 1, iată-l pe Bogdan Toporaș, să vă fac cunoștință așa, târziu, tardiv. Eugen Arapu, poziția 2, poziția 3, Marinel Neagu. Ia să vedem clasamentul. Costi Chincișan, poziția 7, conduce cu 72 de blinduri, detașat, relativ detașat față de poziția 3, Marinel Neagu, și recunoaștem în vârful clasamentului exact figurile care au fost cele mai active în ultimul sfert de oră.
Deci, repet, Bogdan Toporaș, la stânga, poziția 1, 40 de ani, lucrează în video, e videograf. Eugen Arapu, poziția 2, din Olt. Ce înseamnă videograf? L-am întrebat și eu, vă zic imediat. Eugen Arapu, semiprofesionist, din Olt. Marinel Neagu, poziția 3. Ce înseamnă semiprofesionist? Care joacă foarte bine, dar nu trăiește din poker. Aha. Adică joacă ca un profesionist, dar nu se bazează el pe prostiile alea. Uh-huh. Are el milioanele lui. Nu știu câte milioane are el, dar nu joacă chiar full-time profesionist. Așa, poziția 3, Marinel Neagu, Constanța, multă experiență la turneele PokerFest, are vreo 12 rezultate în circuitul național PokerFest. Cum aterizează PokerFest România pe litoral? Cum îl găsim acolo pe Marinel Neagu la toate turneele? Vine și la București. E o figură cunoscută în circuitul. În circuitul turneilor live, pe care de altfel le și preferă, susține că e disciplinat și că nu are puncte slabe. Lasă că vedem noi acum ce puncte slabe găsim. Când face o criză, îți mulge masca. Și că plătește blafuri prea multe, da? A, așa. Și a venit pentru locul 1. El are o companie imobiliară, doi copii care abia așteaptă să plece tata de acasă să bage și ei ceva poker în lipsa lui, că unul are vreo 12 și unul vreo 18 și el a zis, băi, nu-i prea las. Că mă întreabă la mic, tata, dar joci pe bani? Și zice, nu, nu joc pe bani. Da, da, da. Păi nu e educativ să spui la copii că joci pe bani. Da. Poziția 4, Marilu Dobrescu, despre care v-am vorbit, vlogărița noastră care are Maria show Luiza, o cheamă. True Crime Romania, ne-a rugat să nu spunem cum să o cheamă în realitate și Sorin Constandescu, evident că a scos din mânică imediat. Dar ne-a rugat să nu comentăm, să nu numim Maria Luiza. Da, da, da. Ok. Că lumea întreabă, de unde vine Marilu, că tu, cum ai întrebat și tu, de la firma cu cowboy sau ce era la Marilu, Marilu Retton era o gimnastă fabuloasă, mergea altfel decât era și film cu cowboy, nu știu, cu Marilu, cu John Wayne, habar n-am, când eram mic de așa. Să pușcau aia pe deșert pe acolo. Dar uite, are gândaci pe mână, mă, măi omule, ce e aia? Cum să-ți tatuiezi un gândac? De ce-ți tatuiezi un gândac pe mână? Care-i scopul? Un gândac pe mână? Da. Ca să nu vină în bucătărie. S-a zis scarabeu, cred că e gândac de la scarabeu simbolic, egiptean. Egiptean. Foarte, foarte pusă pe fapte mari, Marilu. 22 de ani, intrată de la 18 ani în lumea vlogărilor și foarte activă. Yuxel Berca, iată-l aici cu cămașa, cu... Are mască cu Game World, ai văzut? Da. Da, Yuxel Berca, cum spuneam, semi-român, semi-tătar, da, bine, crescut în România, român în sufletul lui. După care, pozițiile 6 și 7, Constantin Manole și Costi Chincișan. Ăștia sunt pretendenții la titlul de astăzi, cel de-al șaptelea din Midnight Poker. 9500 era vezi, diseară. Aș? Te-ai bătezat cu poți, nu? Ce ai avut, vezi, diseară? Dacă a zis că vezi diseară, sigur avea aș. Am zis să mai fost și eu în blind, că... Sau așa? Deci așa, dar care mână bună pe față? 7-2, că... De treflă. 2 de treflă aveam. Am o întrebare, ce fac dacă nu mai am... Pleci! Ce întrebare mișto a pus! Ce? Marilu, ce se întâmplă dacă nu mai am și arată fisele? Că se tot termină fisele. Vine la noi la comentariu dacă nu mai are fisele. Dacă nu mai ia, o băgăm la comentariu. Vine în cabina de discuții cu noi aici. Păi, dar ce interesant, ce a făcut pe mână, simboluri, chestii. Totul mistic. Yuxel din UTG prinde o mână jucabilă, poziția 4, să deschidă cu optarii, să vedem ce o să se întâmple. În big blind o are pe Marilu. Open raise. 1500 cu 3000 blindurile, după cum vedem. Costi foldează aia, el e disciplinat, nu se bagă cu mâini dintre astea în joc. A mai foldat mâini semi-puternice în situații din poziții dezavantajoase. Nici pe Bogdan nu-l văd cu asta. Deci avem doi ași dezlocuiți sau trei. În momentul ăsta e Eugen Arapu care a intrat cu asul ăla. Nu mai are aș în pachet, nu mai are decât un as în pachet. Marinel foldează un suited connector, un gapper bun. Da mă, 10 suited. Eu aș fi plătit cu ăla, că-s mai lus eu așa.
Dar îmi place Damă 10 sute. Mamă, ce aici, oameni buni. Damă 10 sute, dar ar fi făcut un drog de culoare și iux ăla are careu de 8 ani. Și are careul atât de bine înscamotat, pentru că doar alea două cărți pot fi puse în range-ul lui când a deschis din UTG, mai, pe lângă perechile mari. Și Eugen atacă cu nimic. Iuxel, bineînțeles că face slow play cu careul lui și face doar gol. Marinel a foldat incredibil de bine. Iată-l cum îi este ciudă în dreapta. Probabil aș fi prins culoarea și aș fi câștigat potul, își spune el. Dar când o să vadă careul, o să sară în sus și o zică: mama, am foldat damă 10 suti, făceam culoare și pierdeam o mulțime de bani. Iată-l pe fericitul posesor a celor 4 de 8. Era mai decent să aibă doar 3 de 8, că așa scrie pe masă, 8-8-8, el are 4. Cum îl cheam pe Iuxel? Iuxel și mai cum? Hai să vedem reacția, hai să vedem. Reacția lui Marinel Neagu, care o să... No. Ia! Nu puteți să ai altceva, popo, damă de negru, nu joci așa. Nu zice nimic Marinel Neagu. Mă gândi, singura mână care poate să aibă dacă mi-a dat ce pătăne... Dacă e primul careu din emisiunea asta. Nu știu. Că primul careu din emisiune, dar câte careuri o să avem? Am avut 6 royale mari, 4 mici, 8 careuri. Cum ar fi? Asta noi în anul 2300, așa. Bună ziua, bine ați venit la episodul 26.586 Midnight Poker. Suntem nemuritorii Sorin Constantinescu și Ioan Doroftei. Suntem în anul 2194. Iată aici pe planeta Marte, atracția gravitațională 09, ca să nu ne mai chinuim că suntem amândoi grași. Suntem la 1613-lea val al COVID-ului. Da, 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 da. Ne-am îmbrăcat, iată, cu aceste măști. Da. 1503. Nice. Suntem la 800-a generație de măști complet transparente. Nu-ți dai seama că ai mască pe față, dar tu ai. Apel de la guvernul de pe Terra să ne păzim. Da, da, da. Eu cred că Luna o să fie stațiune de distracții peste vreo 100 de ani, pentru că acolo gravitația e de 6 ori mai mică. Și te dai cu monta în rusă? Toți cei bătrâni care merg greu aici, acolo o să fie zboară, deodată mult mai ușor. Așa. Da. Și zic că băi, mă duc la azil pe Lună, numai că ai grijă, mamă, că dacă te duci, îți scade sistemul osos, nu se mai știe și nu te mai întorci pe pământ. Nu mai trebuie. Și dacă zboară proteza? Da, da, da. Și o să vedem lumini, o să vedem Luna. Zic, cum îl cheamă pe Iuxel? Iuxel și mai cum? Berca. 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 Iuxel Berca. Aș vrea să mă cheme Iuxel Berca, îmi place numele ăsta. Nu știe lumea ce sună înseamnă. Sună de investitor străin. Da, 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 da. Poți să dai țepe cu numele ăsta. Habar n-are el ce poate face cu numele ăsta. Da, nu, băiat extraordinar, mi-a plăcut discuția cu el. Îmi plac băieții isteți, isteți, foarte isteți. 6500. 6500 și pas. Dar culmea e că tatăl e român și el și-a pus numele mamei, Berca. Înseamnă că mama domină în familie. Sunt multe familii de astea unde domină mama. Tătăroaică, frate. Tătăroaică, ea nu comentează nimic atac, da. Înseamnă. Tătăroaicele trebuie să dea la tine, tu n-ai voie să te dai la ele, că o pățești. Matriarhat, pur. Să nu uităm că vineri, mâine, aveți satelit. Și vă spun că eu uit. Și eu uit. Zic, băi, satelit mâine. Bine, n-am voie să-l joc, dar mai anunț prietenii. Și vine vineri și eu, pac, am uitat de satelit. Și iar am uitat de satelit. De asta vă mai reamintesc să vă înscrieți pe 888 la satelitul de $5 de vineri. Nimeni nu vă ia. De acolo totul e pe plus acolo. În momentul în care a intrat în turneul ăla, se deschid multe direcții pe care poți să faci bani și să joci poker live oficial. Suntem în clubul Poker Room din Piața Alba Iulia din Capitală, închis clubul, închis de multă vreme, doar noi aici, stau mesele goale de luni și luni și toată lumea speră să le vadă repopulate cu jucători. Se fac mulți bani în lumea cripto, acum ăștia tineri jucători de poker îndrăzneți, oameni care se duc pe zonele mai
oblice, laterale ale societății, mai pe zonele fringe, cum se zice, au început să facă bani din cripto și, băi, frate, când o să reia pokerul aici și o să înceapă să curgă milioanele, nu, să se sperie toți. Dacă mai apucă să mai aibă ceva înainte de a-și cumpăra limuzine gigantice și chestii inutile, păi, pe care le vor face praf într-un an sau doi, nu, da, vor mai rămâne cu nimic. Au făcut 200-300 milioane de euro acum din cripto și acum 10 ani mergeau cu Dacia. Adică mai puțin care au făcut 300 de milioane. Dar mai sunt, sunt din ăștia. Care au avut 10.000 de bitcoin. Da. Cât e? 10.000 ori 60.000 cât e? Mai mult, ce? N-are nimeni 10.000 în România. Cum să nu? În România. Eu știu 3 personal care au. 10.000 de BTC în România. Extraordinar, da. 10.000, 10 milioane, mult rău. Ce e, tata-ți da, mă? Și de aia luați cu 2 dolari, cu 3 dolari? Ce să mai vorbim? Iulian evită subiectul ăsta cu Bitcoin, că are și nu. Nu, am avut mult mai mulți. Am avut vreo 3.000, dar le-am făcut vânt. I-a cumpărat cu un dolar și a vândut cu doi, ca să și-a dublat suma. nu-i loc de regret, pentru că dacă stai să regrezi din urmă, e absolut inutil, ca și la poker. Deci, a câtelea episod acum, după toate edițiile? 37. Împreună? 37, da. M-a întrebat cineva. Da, ediția 37. 37 ori 468. Băi, atâta fac? 148, da. 148 de ore am vorbit aici. Eu nu știu cum mai pot vorbi. Mai am 2 ore și am făcut 150. Trebuie să închidem o șampanie. Peste 2 ore închid o șampanie. Păi eu zic, mă duc după o șampanie? Vedem. Da. Să trăim și să vedem. Mai sunt 2 ore până atunci, nu mai am încredere în nimic. Vedem cărțile dublu și zic, bă, dar cum 6 ași, 8 popi, 5 valeți? Da, nu. Când e lumina, păi eu sunt vampir. Când e lumina afară, nu beau, nu fumez, nu mă droghez, nu fac nimic. Mi-am făcut reflexul ăsta și nici acasă. Adică mi-am făcut niște locuri în care mi interzic toate astea, tocmai ca să nu fiu tentat. Ei, nici 3.000, nici 200 nu sunt cele mai tari creme. Bine, la băieții a fost? A, da, la 5 dolari, clar. Ceva imagine de perspectivă la masă, să vedem cine cu cine vorbește? Mersi. Cu 5 dolari să... M-am luat eu cu el, de 310, destul de ok, un salariu. Te-ai băgat cu aspatul ăla? M-ai pus cu aspatul? Da, l-am pus, păi făcusem deal. Nu, în 3, aspatul ăla îți dau, da. Mine ai pus. Și mi-a venit 4-4. Am văzut, da. A venit 4-4 as și am făcut full. Da. Da, le bag, că suntem... E, normal. Suntem... Și plus că erau premiile de așa natură, nu erau mari. Sunt blindurile mari. Suntem... Dacă era diferență, nu mai le pui, înțelegi? Da. Și bine, erau și blindurile mari. Dacă eram deep, amândoi nu mai pun. Da. Aveați puține și de-aia am pus bani. Te-ai băgat tot acolo linkul, dacă sunt la vârstă, tot ai pas, zic eu. Da, dacă puneți dumneavoastră primul, dar eu eram la vorbă, era short. Nu, aveai, și cât aveai? Foarte puțin aveai peste mine.
Nu mai știu sigur situația. Am fost civil de mult timp și pe urmă, bine, am rămas în 3. Dar mi-amintesc că am făcut full, a venit 4, 4 astea. Costi Chincișan, susținut masiv, masiv din Arad, poziția 7-a, el este prieten foarte bun cu Christopher Heidelbacher și el finalist aici la jocul nostru și regular în circuitul Poker Fest, figură destul de cunoscută, Constantin Chincișan, Costi, de pe poziția 7, urmărit de acasă. Cum fac să facem să De Christopher și de grupul de poker, mi-a zis el, se numește EPM, EPM. Și am zis, ce înseamnă, mă, EPM? Zic că se numește echipa peste medie sau ceva de genul ăsta. Da, și iată-l acum în vârful clasamentului cu 53 de blinduri. Manole, 19 blinduri, ultima poziție, Constantin Manole merge pe urmele lui Mihai Manole. Mihai Manole, uite așa-l vezi, cu 7, 7, 8, 9, 10 fise, navigând prin turneu și deodată la masa finală îl vezi cu milioane de fise. Un jucător atent, care joacă pe, urmărește slăbiciunile și greșelile adversarilor și nu se aruncă în, în situații riscante. Și când spun riscant, mă refer la ambele fețe ale riscului. Nu doar la aia neagră și urâtă. Când te bagi în ceva riscant, ai oportunitatea să și câștigi, nu numai să pierzi. Îmi place diversitatea de la o partidă de poker. E diferită față de orice alte întâlniri și înfruntări între oameni. Adică la tenis găsești niște trași la indigo, că au jucat ei tenis, că nu știu ce i-a dat mama la tenis. Colo, nu știu ce. Aici vezi din toate, de toate extracțiile, de tot soiul. Și cunoști oamenii în diversitate. Tot mozaicul românesc îl vezi. Îl vezi. Dacă noi adunăm cât 37 frate, avem 37 259 de oameni am avut aici. Ia aduni, ei sunt un sample din țara asta. Corect, un sample semnificativ, puternic. Da. Ar trebui să facem și sondaje de opinie, că tot avem atâția oameni, să mai avem niște statistici. Putem să-i sunăm. Să dăm un formular, un fel de recensământ. Dacă mâine n-ar avea loc alegeri, pe cine n-ați vota? Am pierdut acțiunea aici, dar nu-i mare lucru. Nu e un zecar obosit așa. Care a fost, s-a strecurat până pe river în mod nepermis din partea celorlalți. De acum, dacă mai bagă imaginea pe noi, asta, așa? Am să mă uit la aparatul ăla și am să vorbesc, am să mă prefac că mă uit la partid, am să mă uit la aparat, că vorbeam așa cu cap, ne vedeau urechile. Bine că m-am spălat în urechi dimineața. Perfect. Da. Da? Așa? Number one. Cum trebuie să mă uit? Da. Da, ce diferențe mari de abordare în America, se bat garantate la live și în Europa nu se joacă o mână de live. Păi și acolo cred că depinde de stat, Iulian, depinde în ce stat, știi? Mm-hmm. Probabil că da, probabil că prin New York pe acolo nu prea poți să scoți capul. Așa este. La, în unele state au relaxat, măsurile în altele le-au menținut. Mm-hmm. Nu știu în Vegas ce se întâmplă, că îți dai seama, acolo sunt... E nenorocire ce i-a dat peste cap pe ea. Interesantă situație în care Eugen Arapu alege și el să facă doar call cu ace popă din Big Blind împotriva deschiderii din hijack al lui Yüksel Berkha. Are un ace popă care așteaptă acolo și pândește și uite cum acum... Cum a primit, a foldat, a avut Arapu, Eugen Arapu a avut puterea să foldeze ace popă împotriva unui bet de la Yüksel, care, culmea că optarul ăla a și prins un 8 jos, tot el a avut și care ăla de optare, are ceva cu optare. A
are o afinitate cu optare. Optar, tătar, nu? Da. E ceva acolo. Nu merge chiar așa. Nu, nimic nu e întâmplător. Totul e cauzal. Cum spuneam, poziția 4, Yxelberca, bun, bun, că joacă multe turnee hiperturbo. Joacă multe turnee ca ăsta, pe net, de, cu mize mari. 50-100 de dolari turneu. Imaginați-vă că joacă un buy in mediu de 75 de dolari, nu? Înmulțit cu 100, el investește, bagă 7500 de dolari pe zi în poker. Toți fold până la Costi Chincișan, care a găsit o mână frumoasă din cut-off. Dar Marilu a jucat vreo mână? Nu prea. N-a jucat, nu? Nu prea, da. Sfatul ăla, cred că e adevărat. Că... E suspect de pasivă. Bine, și n-a avut cărți, n-am văzut să fie avut vreun as popă, vreun două dame, vreo doi valeți, ceva. Bă, eu nu mă plâng, pentru că atâta aia, cât timp cât ea are niște followeri care o urmăresc aici și o văd că joacă și poker și că poker acolo, poate fi o variantă. O fi gândac de bucătărie la sau de pădure? Cred că e scarabeu, că ăla e simbolic, e egiptean, e animalul ăla care își împinge haleala cu picioarele din spate. Și face așa... Nu, face face ăla din Turcia, cibirlirul ăla. Știam eu ceva, nu știam tot. Am înțeles. Da. Simbol sacru la egipteni, scarabeu. Probabil că de asta l-a pus. Adică da. Are un show despre crime. E destul de... Nu e destul de... Puțin... Păi, e de apreciat, la 22 de ani să ai atâtea activități și să fii așa de cunoscută pe Instagram, e de apreciat, știi? Data nu-i puțin morbid, pentru adică ai sunt... un show despre crime, îți desenezi un gândac pe mână. Dacă o luăm așa în interpretarea aia, dar e mișto ce face, pentru că ăla nu-i gândac, ăla-i scarabeu. Și show-ul ăla cred că e chiar interesant și ea s-a inspirat, sunt show-uri americane, podcast-uri foarte interesante despre crime, chestii, mistere, da, și așa da, mai da, departe. Da, ea încearcă să facă o chestie foarte bună, acum și dacă reușește. O să iasă o chestie de mare popularitate. Adică s-au terminat. În America s-au cam dus podcasturile alea în care ce mai faci, bă, Vasile? Ia ca bine, bă, Gheorghiță, unde ai mai fost? Ce poantă mai ai? Da. Și fac un fel de narațiuni cu mister în spate. E bun ce vrea să facă. E de frontieră în România ce vrea să facă. Vreau și eu cu George la un moment dat să fac, dar era prea complicat, că trebuie să editezi, să redactezi, să faci o poveste, să creezi un suspans și să faci în așa fel că ăsta e secretul, că lumea să nu știe sigur dacă tot ce spui tu e real sau nu e real. Să nu știe nicio secundă. Exact. Adică tu să-ți permiți să mai inventezi și lumea să nu bănuiască, e la un caz real, e interesant. O, oh, Marilu din Big Blind, dacă renunță și la asta, nu știu ce să... Ah, nu se poate așa ceva, să vină pauza, să mai rămână la pauză, să-i spun cum să foldeze. Am zis, popă din Big Blind, oameni buni, nu în regulă, trebuia să vorbesc cu Marilu înainte puțin. Ce-a făcut? A dat fold din Big Blind la azi, popă. Adică, cum? Uite așa, că a deschis cineva din UTG. I-a zis cineva, păi, vrei să faci mai bunți, mai mulți bani, nu juca nimic, stai acolo, tu mai să elimini 1, 2, 3 și îți iei mai mulți. Cât îți praguri, Iulian? Nu deci cred. Deci ultimul loc e 200? Da, nu cred că s-a făcut. Păi și atunci care explicația de folie să spopă? Nu prea știe, pur și simplu. Păi a verificat-o Cătălin, adică a fost cu ea jucată, a mai jucat și pe acasă, adică știe să joace. Mie nu-mi pasă. Lasă să... Ea a venit cu popularitatea aici, în rest, vedem ce și cum. Da, așa e. Așa e, dar nu putem reușa. No, something wrong. Ce ar fi să câștige? Fără să joace. Da, este o strategie, să câștigi fără să joci. Da, te duci în biserică, te rogi la Dumnezeu să câștigi la loto și îți cade un bilet de loto în mână. Nu zice Dumnezeu, du-te și joacă. Îți cade așa un bilet de loto în mână. Dacă știam înainte de transmisii, i-am aș mai fi explicat eu câteva chestii aici, că ce naiba. Da, în sfârșit. Asta este. Avem la masă o persoană dispusă să foldeze orice și cei din jur produc acțiune din cauza asta. Când intră Marilu în Big Blind, toată lumea o să atace, clar. Pentru că ea se vede că nu își apără cu
vigilență blindul. Câte ceva, aproape câte ceva pentru fiecare, un drou de chintă în gaură pentru Eugen Arap, împotriva lui Marinel, de lângă el, Marinel Neagu, iată pe cei doi din dreapta imagine, Marinel Neagu, care a prins un top pe aer cu kicker de car și care s-a pus olin. Nu știu câte, ce fise, 40.000 de fise, 7-8 blinduri mai Eugen în spate și un popă i-ar da chinta sau două inimi i-ar da culoarea, asta înseamnă 16 și cu vreo 20 ceva. Ce de la boxa scrie acolo 27% șanse. Cel de la boxa 1 e influencer și el? Și nu cred. Asta e boxa 1? Nu știu, de ce? Care, uite, îi sponsorizează Adidas, văd, el pe piept. Are Adidas, uite, pe piept. Și mască lui Vuitton. Lui Vuitton e masca? Îți dai seama că dacă cotiza lui Vuitton pentru turneul ăsta nostru să poarte masca? Renunță Eugen, renunță Eugen. Aia e masca lui Vuitton. Și costă mult măștile astea, nu? E vreo 700 de euro. Masca asta? Da. Hai, domnule. Și de unică folosință. Da, 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 da. Da, da, uite, lumea mă întreabă, Petru, mă întreabă cum să ajute comunitatea să aibă continuitate când foldează spumă. Da, e, asta este ce să-i faci, Petrule. Când află lumea despre poker, e bine. Cu cât se pronunță mai mult cuvântul poker peste tot. Și o spun fără să... Da, nu știu să zic. Fără sen- nicio urmă de sentiment că promovezi ceva dubios, cum cred unii. Nu, 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 nu. Aș vrea să joace poker mai multă lume. Ar fi mai deștepți dacă ar juca. Și politicienii ar trebui să mai joace puțin poker, că e de o prostie rară. Eu zic că frate, joacă tot timpul, dar trișează. Rară. Ce se întâmplă zilele astea, mă mai uit din când în când și plec. Mă duc, citesc numai știri de afară, că m-am săturat. Ciondăneală și ciorovăială. Tu erai de dreapta, și... nu erai... mai... nu-s de nimic, vreau să văd oameni decenți acolo. N-ai cum. N-a fost de când e lumea. După... Doamne ferește. Deci până la urmă ziceam, bă, Vlad ăsta, băia ca lumea, băia bun, băia bun, fapte bune alea, îl duci și începe cu tot felul de mici scandăluțuri, chestiuțe, chestii, panorama, scandal în jurul lui. L-au sus. Atacat și din toate părțile, că el nu e un ticălos sau ceva, el nu am cu bune intenții, dar chiar să te implici în scandăluțuri din astea, frate, când ai atâtea pe cap, așa mi-e o silă, ah! N-am nimic cu el, nici cu ălaltul, puțin îmi pasă, între ei doi nu fac nicio diferență, da. Mai faceți și voi ceva, bă, dar chiar vă certați ca la ușa cortului, adică e mai civilizat la mine în casă decât la voi în guvern, e normal așa ceva? Ce exemplu dai tu în familiile din România? Păi să înceapă toată lumea să certe ca voi dacă tot vă certați, nu? Hai să ne certăm și noi aici, hai să ne spurcăm, că nu-i bună culoarea, că n-ai zis bine, în fine, gata, stop politici. Pas. Da. Și când se scufundă barca, adică, da. Marilu are 9 ani și nu știe ce să facă. Nu știe. Dacă ce aruncă ce și pe ăștia, nu știe ce mă să duc fac. Și mă joc în locul ei, Iulian. Nu știe ce să donez facă. Banii. Nu știe ce să facă. Cât să deschidă, ea nu știe bine tehnici, trebuia eu să am grijă. Poate ține un ouar invers și crede că are 69 și se bucură? În sfârșit a dat col. În sfârșit a dat col. Deci măcar un col să vedem. Iuxel s-a agățat și el, evident. Cum să nu plătească și el acolo? Toată lumea merge. Mihai, n-ai dat? Mihai n-a dat, că avea o mână chiar oribilă. E, acum ar putea să profite Costi și să atace încât să-i fure și banii lui Iuxel. Bravo. A făcut Olin? S-au reis ceva? Cine? Costi Chinceșan, rândul lui din Big Blind și l-ar arunga pe Iuxel. Iuxel a dat doar col acolo, deci are o mână posibil slabă și el dacă ar face un reis de izolare împotriva lui Marilu, l-ar arunga pe Iuxel. Însă Marilu n-a mai făcut niciodată asta și atunci Marilu Costi Chinceșan se poate gândi că Marilu are așii. Acum așii. Dacă ea n-a jucat, zic, bă, asta are așii. Ce să-i fac? Dă doar col cu Popovaleț. Să vedem ce se întâmplă. La cât n-a jucat, eu zice care se dă așii. Dar ce a făcut? A făcut raise? Mama, de ce a făcut raise cum ne așteptam? Da, uite, Costi nu e degeaba în grupul echipa peste medie. Că a jucat bine mâna asta și a făcut un squeeze interesant. Ce s-a zis? Perfect, gata. Și a realizat scopul cu squeeze-ul și câștigă un pot gratuit din care ia bani în plus de la Iuxel Berca, care iată, nu-i place să se vadă șantajat în felul ăsta.
Dar prin natura întâmplării n-are cum să renunțe. Ce înseamnă squeeze pentru cine nu știe? Dacă cineva deschide, Stors, face raise și cineva de după îi dă doar call, dovedește că n-a avut o mână foarte puternică și atunci încă cineva din stânga lui, de prin blind de obicei, small blind sau big blind, face re-raise. Și se folosește de acest avantaj că știe că adversarul din mijloc este slab și nu are cum să riposteze. De asta se numește squeeze. În engleză, squeeze înseamnă să fii strâns din două direcții, din două părți. Deci, Yüksel-Berg a fost victima unui squeeze făcut de Costi Kincișan. Bună situație și Costi își consolidează probabil lead-ul în turneul ăsta. O să vedem imediat un clasament. Claudiu Armeanu mă întreabă cum se poate juca aici. Claudiu, fii atent, simplu, vinerea de la ora 8, $5 trebuie să ai, intri pe 888 Poker și tastezi la search Midnight Poker. Găsești un turneu de $5 și încerci să te califici, să ajungi în primii 6. Turneul ăla are bani pentru mai multă lume, că sunt premii acolo. Dar dacă ajungi în primii 6, ai garanția sau chiar 7, uneori s-au calificat și mai mulți din cauza, din motive legale. Vei fi invitat aici pur și simplu dacă intri între primii 6, pe lângă banii pe care îi câștigi la turneul ăla. Și aici ai acces la ce vezi aici, $7,700 în premii și alte chestii care să trebuie să mă uit. Când ne dă pe noi, o să mă uit la cameră, să nu pară că vorbesc cu ochii la un ochi la slănină și cu unul la făină. Da, deci cum spuneam, Claudiu, cam așa se accede în finala asta. Foarte simplu. Și au fost 37 de șanse. Dacă ai 20.000 și... Mai mult de 20.000. Nu, dacă... Pui Olin și, da, devii cimbidă în 3 mâini. Ideea e să mai ai și cu ce să pui toate pisele. Pas. Am să printez și eu o mască lui Louis Vuitton. Eugen Arapu, poziția 2, prinde Popovaleț Suti din UTG și ce a făcut? A deschis și toată lumea a foldat. Softul nostru a făcut un buffer din ăsta. Merge deocamdată șocul încet, dar cu cât cresc blindurile mai mult, cu atât o să se... Ce nivel de blinduri avem? 2 cu 4, parcă. Nu, 2,5 cu 5. Zice cineva pe, nu văd cine, că nu, la distanță, că 888 nu face plata. Ca să știți că sunt mulți jucători care se uită la noi. În România, dacă în 72 de ore nu vă primiți banii, cei care nu vă plătesc sunt pasibili să-și piardă licența. Deci ei sunt obligați prin lege, când își iau licența de la Oficiul Național de Jocuri de Noroc, ca orice plată către jucători trebuie făcută în maximum 72 de ore. N-am Dacă știut. Au depășit 72 de ore, faceți reclamații la ONJ-ul și aș pierd licența. Adică când vedeți că au trecut 72 de ore și n-au intrat bănuții la voi în cont, faceți un print screen de când v-ați cerut banii, de când ați făcut cash out, trimiteți un e-mail la ONJ-ul la reclamații și ăia sunt pasibili. Dacă primesc mai multe reclamații mai mulți jucători, o să le anuleze licența și o să iasă pe piață. 888 e o firmă serioasă care își plătește jucătorii la timp, nu au avut cazuri până acum și în 3 zile au plătit întotdeauna. În general, organizatorii care au licență în România plătesc la timp, pentru că altfel riscă să-și piardă licența și o licență la online costă o grămadă de bani și... Bună. E pe 10 ani, nu face nimeni, adică nu riscă nimeni să-și piardă licența. Situația importantă pentru Yüksel, care deschide din întregeu plus 1 cu optar și primește 3 B de la valetul lui Bogdan Toporaș din poziția 1, care până acum a jucat destul de pasiv și cu minte acolo și are motive Yüksel-Berg ca să-l pună pe o mână frumoasă pe Bogdan Toporaș și să foldeze optarii lui, chiar dacă el se gândește să plătească aici. Mai contează și ce blinduri sunt la mijloc, el mare... Mai are de completat 17.000 într-un pot de 52, are 3 la 1 și ar putea să meargă și să încerce să prindă un set de optare și să-l scoată pe Bogdan sau să facă o mulțime de bani. S-a gândit la asta, n-a plătit bine, n-a plătit optim, a plătit cam mult pentru
pentru șansa lui de a prinde un set de optari, mai ales că mai poate pierde în plus dacă vine un bord blank, ceva de genul valet, 7-3, el o să aibă tendința cu optarea aia să mai stea în mână și să mai piardă încă o mulțime de bani. Un bord cu un bord cu o veste aproape un bord nu prea bun pentru cel care a atacat cu 3 bet, adică Bogdan Toporaș din imagine, pentru că popa ăla i-ar putea sugera că colul lui Yüksekberg a fost făcut cu popă damă sutit sau cu as pop offsuit sau ceva de genul ăsta care să conțină un popă și are motive să parieze destul de prudent și cu grijă. Dar aici e, cum s-ar spune, fit or fold, când ai optare ăștia și nu ți-a venit optarul, adică ori prinzi optarul, ori dai fold. Nu merge că să te mai gândești, să mai faci un raise. A sacrificat 17.000 de fise Yüksel pentru un optar de pe flop, cam mult. Întreabă oamenii de ce am chemat-o pe fata asta, că nu știe să joace. Majoritatea vedetelor pe care le chemăm nu știu să joace, dar au foarte, foarte mulți follower pe Instagram, pe Facebook, sunt influenceri. Și atunci, în momentul când postează, de exemplu, fata asta când a postat că o să joace la noi la turneu, a avut peste 10.000 de like-uri și are nu știu câte sute de mii de oameni. Absolut, care se uită la ea. Da. Și atunci câștigăm oameni noi în comunitate de poker. Sunt oameni care se uită la ea și vin, se uită la poker și încep să le prindă drag de poker și încep să joace și ei poker. Asta este, de fapt, scopul. Nu chemăm aici vedete profesioniste care să joace poker, că nu sunt. Adică ori ești influencer și faci scene of crime, ori joci poker. Și mai am și eu un argument pentru Florin, care a zis asta. Dacă ar fi la masă, Florine, ți-ar conveni de minune că nu știe să joace fata aia. Toți jucătorii sunt fermecați de faptul că nu știe să joace, pentru că sunt fise gratis și tu vrei să câștigi turneul. Și am avut și vedete care au câștigat turneul. Da. Flick a câștigat turneul, Codin Maticiuc a ajuns pe locul 2 la turneul ăsta, la masa asta. Bravo. Am avut lui o fată care nu mai știu cum o cheamă, care a fost la heads up și era cât păcit să ia aia locul 1, acum de câteva ediții. Da. 37 de oameni, nu-i mai știm pe toți exact, dar nu-i putem reaminti, da. Până la vaccin, ține aminte cum o cheamă, nu? Până te-ai vaccinat. Poftim? Până te-ai vaccinat, ține aminte cum o cheamă pe fata asta. Tot ține aminte, da. Nu, serios. Erau la început fazele pe TikTok, când au început cu vaccinul, de să speria lumea și tot făceau ea. Într-o parte, așa, strâmbi. Zombi. Ajung în situații destul de jenante uneori, pentru că am comentat multe mese și cred că am avut 1000 de oameni în fața mea la comentarii și mai uiți, știi? Mai uiți, că sunt 1000, tu ești unul. Și mereu mi-e jenă că nu știu. Marilu a prins din Big Blind un draw de chintă în două capete. Să vedem ce o să facă cu el. Un foarte fragil de car, Bogdan Toporaș, de pe poziția 1. Are un, cum am spus, un decar fragil. El se pune all-in împotriva fiselor puține ale lui Marilu, care renunță și pierde șansa să facă ceva. Și o damă, n-ar fi ajutat nici dama, nici valetul. Doar valetul pe Marilu. Deci 3 valeți plus 4 aș sau 9. 8, 11, 11 ori. Ce mă, Iulian, nu mai știi poker, nu mai știi... 24%. Nu, avea o șansă din 4. Păi dacă nu, când joci mult imediat, dar așa, când mai faci pauze, trebuie să mai socotești. Da. Ia să-l vedem, uite-l pe Costi Chincișan, căzut pe locul 2, în favoarea mai recent activului Bogdan Toporaș, care a câștigat niște poturi frumoase recent. Manole cu cât? Sub 10 blinduri, 8 blinduri și puțin, așteaptă un moment oportun să-și pună banii la mijloc. Doi jucători. Ia să vedem. Deci îl avem pe
Marinel Neagu și pe... Îi avem pe Marinel Neagu și pe Uxel Berg, în potul ăsta. Acolo e o confuzie. E o confuzie în HAD. Nu vă uitați la HAD. E ceva greșit acolo. Hai să urmărim în orb partida, ca și cum n-ar fi cu cărțile la vedere. Avem doi jucători, pozițiile 3 și 5 în joc. I-a răspuns cu aceeași monedă. Las că vezi tu diseară. O să vedem și noi diseară, că n-am văzut nici noi acum. Îți dau col. Puteți să-mi dați. Și nu-mi preflu, mă refer, dacă te bași tu. S-au obișnuit lumea cu măștile, stau cu măștile relaxați, nu mai au probleme. La un moment dat mi-a venit să-mi pun masca în casă, simțeam că sunt pielea goală. Serios? Da. Băi, ce-i cu mine? Masca repede. Eram singur. Sunt țări în care nu au treabă cu măștile. Cum am fost acum în Egipt în vacanță, nicio treabă, nici polițiștii de la aeroport nu aveau mască. Adică am intrat acolo până am uitat de COVID acum 2 săptămâni când am fost în Egipt. Până am venit înapoi nu aveam nicio treabă cu masca. E foarte fain Egiptul ca și destinație. Dar e lumea a treia până la urmă. Nu, dar e de unde? Lumea a treia. Deci acum 15 ani când am fost, într-adevăr, era lumea a treia. Dar acum au făcut niște stațiuni pe litoral care sunt ca în Dubai. Adică au niște condiții excelente de cazare și prețuri mici de tot. Pentru turiști. Dar ce e în orașul ăla? Vai de capul. Eu am zis de turiști. Eu nu mă duc în oraș, nu mă duc la muncă. Și în Cuba. Mă duc în turism, pe malul mării. Și în Cuba e bine pentru turiști. Da, mă duc în oraș. Să vizitez. Nu e foarte ok în Egipt. Adică gândește la ce prețuri au scos. Vreo 400 de euro o săptămână all inclusiv cu bilet de avion, mâncare și băutură pe malul mării. Când numai biletul de avion e 400 de euro. Adică e super. Ce? Dar de ce fac? Cum? Și condiții, cui îi convine? Și acum cu COVID-ul eu nu suport masca și nu pot să mă duc până în Maldive 10 ore cu avionul să ții masca pe nas. Mi-a povestit un prieten că era s-a dus cu avionul nu știu unde și își mai dădea masca sub nas din când în când, că era cursa lungă de avion, știi? Și ăla de lângă el, pasagerul, chema stewardesa, apăsa pe buton să vină stewardesa să-l pârască, că așa m-a dat masca sub nas. Bă, zic, bine că n-am fost eu că-l băteam, uite-te-te. Mai chema aia și miliția. Din Small Blind, Manole se pune după doar un col cu azdamă. Marilu are șansa să facă bani acum. Ea s-a strecurat în pot cu azdamă, da? S-a strecurat cu azdamă, a primit un col subțire de la Manole, care iată, și foldează Marilu, minunat. Manole s-a prins aici și timing bun că a prins și o mână rezonabilă, popă nouă, nu-i minunat, dar era numai bună să-ți pui banii la mijloc împotriva lui Marilu, care s-a arătat dispusă în permanență să foldeze la raise-uri sau la ceva, chiar cu mâini mari și bune. S-a prins chiar dacă nu vede cărțile pe cum le vedem noi, pentru că dinamica jocului arată chestia asta. La poker n-ai ce face. Dacă ai un mic indiciu... Uite, mai are 4 blinduri, adică nu e bună strategia care a învățat-o vreun prieten, bă, nu juca nimic, că o să iei pe locul 3-4. Da. Că jocul n-a fost dinamic, să zici că au fost mâini de-astea de întâlnire și s-au eliminat. Clar, da. Și atunci ai risc-o iei în gură. O să adică mănânce blindurile. Ești ultimul, n-ai nici jucat nimic, nu te-ai bucurat, că poate prindeai și tu o mână, mai aveai o întâlnire sau ceva. Da. N-ai făcut nimic. Când te mănâncă blindurile, ești ca un lup mâncat de capre. Un lup atacat de oaie. A dat oaia în haită, strigă lupul îngrozit. Iar a dat oaia aseară. Așa și acum. Nu-i bine să te mănânce blindurile la poker. Fă ceva, pun-te all-in, fă o mișcare. Și cu cât ai mai puține, cu atât trebuie să te pui all-in cu mâini mai slabe. Mai slabe. Bun potulețul ăsta, mic, dar bun pentru Constantin Manole, care iată că așteaptă Marilu, iar nu știu cum se face și se drege, dar Marilu prinde mâini bune și a prins un toper și Costi Chincișan este dominat cu valet 7. Check.
Atenție mare la mâna asta, dacă Marilu nu-și mai pune puținele fise cu valetul ăla, atunci nu știu cu ce o să le pună, dar cu siguranță le va pune la mijloc. Ma, bineînțeles că col, col, col și trei valet, gata. Se bate, se bat Costi cu Marilu și Costi va plăti impozit pentru mâna dominată pe care o are și o va dubla pe Marilu, că tot vorbeam noi și... Hei, hei, fată, să nu-mi spui că nu dai col cu trei valeți. Jesus! What? Wow! Wow! Ia să vedem dacă se aruncă la mâna asta. Eu organizez un protest în Piața Alba Iulia. Sigur se aruncă. Nu cred, domnule. Sigur, mă. Nu știe fata, adică mi-am dat seama că nu știe să joace. Dar nu contează, vezi, doi valeți acolo, tu ai unul mult. Ba da, ba da, joacă, joacă. Ce ți-am zis, bă, ce ți-am zis? Deci nu știe, n-are, e praf, praf. Se vede ce urechez pe Cătălina după show, că bă, știe să joace, știe. Wow, 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 wow. Deci, practic, e ca și cum aș juca eu go. Că n-am jucat nicio chestie de go în viața mea. Să nu o cerți dacă vine aici la microfon. Nu mai cer, ce să o cer, nu cer nimic. Întreabă numai de gândacea, că eu sunt curios de gândacea de bucătărie. Dar nu, de uite, are și un fluturaș, are. Nu-mi plac alea, are niște chestii mistice. Nu, mi-mi place, îmi plac tatuajele astea mai... nu mi-aș face, dar îmi plac. Dar sunt forever sau... Astea, nu știu, acum am înțeles că dacă... Poți să ți le ștergi cu laser, cu nu știu ce, dar mai rămân niște urme. Chiar nu dați definitive astea? Că da, e da, bizar da. Să te identifici la o vârstă cu da, ceva. Mă, acum e ok, dar când o să ai 75 de ani și adică... o să ai pielea căzută, să ai tot felul de gândași pe tine. Da, e ca și cum ți-ai pune o melodie toată viața. Eu nu ascult decât Dancing Queen, ABBA, de 45 de ani. Nu am cum să ascult altceva. Mi-am montat în urechi o chestie care îmi cântă permanent doar aia. Mișto. Bă, dacă îți place melodia, eu nu am nimic împotriva, adică nu te critic. N-am Dancing Queen. Mie îmi place aia, The Winner Take It All. The winner takes it all, da, da. ABBA, ABBA. ABBA, da. ABBA au rămas 78. Evergreen. 77. Evergreen. Da. Așa, niște suflete curate aveau păi oamenii. Decât păsăriții astea noi care se dezbracă, mai iau și două dansatoare după ele și pun o fustă scurtă și după două săptămâni mi-au auzit de ele nimic. Prelucrări grafice, adică... prelucrări audio la voce să nu fanteze. Nu au cât live în viața lor, numai până în studio. Da, da, și au soft acolo. Și au soft da. Acolo și... Cred că și vocea mea s-ar auzi. ABBA decât... Da, da, da. Cred că pe un soft din ăla până și vocea mea ar fi suportabilă. Orice, softul ăla se transformă în vocea complet. Încă acum s-a mai dus moda asta cu cântăreața dezbrăcată și cu două dansatoare care s-a mai prins și lumea de... Da, 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 aveți dreptate, băieți, văd pe discuție aici că lumea e cam dezamăgită de asta, da. Ce să zic? N-am ce să comentez. Ce să vorbești? Ai un invitat, nu-l cauți la dinți. Cum să... V-am explicat de ce e invitatul și nu neapărat... Da, 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 da. Nu, ei dar toți nu spun are, că dar joacă poker, nu trebuie știu să poker, gândim. Ce să facem? Vina nu e, ea nu trebuie să gândim. N-am absolut nici o fărâmă de gând negativ față de fata asta, care e simpatică și își vede de viața ei. Lasă că e, da, asta e, se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Păi acum, uite, îmi spune cineva că nu cred că se promovează așa pokerul. Ionuț, dăm trei variante în care trebuie promova pokerul sau una, dăm alta. Cum? Că n-ai cum să faci altceva? Pe cine să chem? Pe Iohannis? Să joace? Că l-aș chema pe Klaus Iohannis și ar zice, vreau să fac un raise. Nu. Dar nu-l avem. Ai zis prea repede și prea răstit. Vreau să fac un raise. Da, chemăm și noi pe măsura celebrităților iar sau influencerilor care o să mai și foldez. Este bună decizia dumneavoastră, dar eu mă retrag. Da. Da, asta este vorba lui Taichmiu. Aia chestia avem, cu aia facem treabă. Copii. Sau da. Încercăm măcar. Da, da. Costi Chincișan, jucător atent, incisiv, prinde în cut-off o mână pe care nu o poate arunca și nici nu-i de aruncat, 2-5 ari. Destul de vulnerabilă post-flop, dar cu poziție, cu un flop avantajos.
poți să câștigi chiar dacă nu prin setul ăla minunat și miraculos. I-a mai rămas Marinel Neagu, pe care îl tentează Popa ăla, dar nu cred că o să poți plăti chiar cu Popa 5. Mai renunți și tu la un pot, nu se abține și... E bun, Popa 2, scuze, Popa 2. E bun, ești în Big Blind, faci, încerci și tu să fie potul cât mai mic, dar... E în favoarea lui Marinel Neagu potul ăsta, Costi Chincișan, bine face că nu face continuation bet. Flopul ăla, 7-8-10, e în range-ul lui Marinel Neagu, care a plătit din Big Blind, a completat din Big Blind și nu e obligat să aibă o mână foarte puternică, cum și vedem de altfel. Și în range-ul lui potențial de mâini se află mulți șeptari, mulți optari, mulți decari de toate soiurile și de-aia Costi Chincișan din poziție face pot control cu cinciarii lui și speră la... la un showdown. A prins el aici și o chintă în gaură cu 4, 5, 7, 8, dar puțin probabil. Costi, când vede... ratează continuation bet-ul pe flop, însă atacă pe... atacă pe turn și câștigă. Da, nu avem ce să facem cu... Da, aș vrea să avem... poate să avem vreun Daniel Negreanu ceva invitat aici. La un moment dat, cine știe. N-are cum. N-are cum, nu? Ah, da, n-are cum, că pentru e imaginea altui site. Imaginea da, unui da, site și atunci da, nu are da, voie da, să meargă da, la... Da, da, da. Doar dacă le ia 8-8-8 ca și imagine, asta e singura șansă ca să, să vină. Oh, și ce bine ar fi să vină o vedetă din Murman ceva să joace la, aici, la vreo ediție. Mamă, mamă. O vedetă de unde? Murman, o vedetă de la 888. Chris Murman sau alții. Chris Murman, da. Olin, Olin, mare făcut din UTG direct de Iuxel, care s-a hotărât să nu, să nu facă slow play cu popii lui, însă să nu uităm că e greu să plătești direct un Olin, nu? Bună mișcarea, corectă, bravo, pentru că nu mai are decât, câte blinduri are acolo? 6 blinduri, 7. Asta faci, așa trebuie să faci, ca să-ți balancezi, să faci și cu bluffuri și cu mâini puternice, același lucru. Adică, da, pentru ce? Adică acum e momentul să câștigi mai multe fise. N-ai voie în mod normal să te apuci. Marilu adică are mai... o să fie Olin următoare. 5.000 de fise. Ești Olin din blind. Ce să fie să câștigi? Continuați. A foldat, mare. A foldat, mă, și a rămas cu 5.000 de fise. Este o fază îngrozitoare. Deci în fața mea se petrece o execuție publică. Lentă, lentă, deci nu e tăierea capului rapid, nu. Cu fierăstrăuaș așa subțirel și încet. Asta e o dovadă că strategia de a nu juca nicio mână ca să ieși la o masă finală mai printre ultimii e greșită. Da, da. Pentru da. Că vezi, ea a început cu același număr de fise, ea n-a jucat nimic. N-a ieșit da. Nimeni și a rămas pe ultimul și-a loc. Și-a foldat adică... 5.000 de fise sub un blind acum cu Popa 2. Da. Da, să vedem. Ce să... Asta e viața. Acum e Olin automat, să nu uităm. Iată un big blind pe Marilu Dobrescu, care e Olin automat. Și... și sigur că de obicei, mâna. Strategia jucătorilor la Olin automat este să joace pasiv, doar să completeze și să dea check, check, check toți ca să fie mai mari șanse să o elimine, să-și elimine. Dar a profitat Eugen Arapu de asta și din cut-off se pune Olin, Olin cu doi Olin cu doi ași. Olin cu doi ași. Probabil că o să plătească Marinel Neagu, iată-l în dreapta, sigur. Cred că o să cu trei ari n-a plătit, sigur plătește, pentru că nu mai are mult de plătit și poate face două eliminări cu trei ari lui dacă prinde un set. Bravo. Da. Deci avem pe pozițiile 2 și 3 Eugen Arapu, Marinel Neagu, care s-au implicat. Nu, îl avem în un big blind. Da, 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 nu, nu, nu. Îl avem un big blind și pe Iuxel Berca. Și pe Iuxel îl avem cu valeții. Mamă, ce mână, oameni buni. Doamne, 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 ce mână. Ce crezi am împărțit mâna? Da, mână foarte importantă și frumoasă.
în care doar cu trei ari lui a rămas Marinel, care nu a plătit că de Marinel, odată, că a plătit un Olin cu trei ani, e un jucător cu experiență totuși. A plătit odată Olinul lui Arapu. Și atât trebuie să mai plătească și Olinul lui Iuxelberga. Păi nu, în total 93.500. Da, da, s-ar putea să-i convină. S-ar putea să-i convină. Să vedem ce se întâmplă. Dar nu, cred, n-are de ce să-i convină. Cu trei ani, nu știu. Păi zic că cu trei ani n-ar poate face să care. Poate foldează și face careu de trei ani. Măcar un set. Da, Marilu are 10-2, nu, poate câștigă cu 10-2. Lasă-i, măi, omule, în pace să se bată pe ei, Marinele. Pune tu fold acolo și aștepți vremuri mai bune. Prea bătaia mare aici. El crede că lumea se bate pentru alea 5.000 de fise ale lui Marilu. Marilu, dar nu e așa. Lumea are... de pas, ia să-l vedem. Ce răsuflat, ce ușurat o să răsufle. 2-2 vine pe flop, Iulian. 3-2-2 să vină, ca să aibă și el ceva. 3-3-2-2. 3-3-2-2. Ce ai așii? Nu bați până aici. Ai doi așii? Era bulmă. E Olin și domnul Șera. A, da. 10-2 câștigă. Vă trei ari acolo. Vă trei ari? O ia la fugă, da. Mâna trecută ai avut mai bine. 2-2-3. E justificat cu trecut. Ai avut mai bine de 10-2. Nu. Chiar nu. Era mai rău. Up to you. Iulian, up to you. Ia să vedem showdown-ul. Primul showdown important al partidei. 7 jucători la masă după aproape 2 ore de joc. Și s-a închis prăvălia. Gata. Mă bate juv. Aproape no bet am. Marilu mai are 10. Mai are game over. 10, 7, runner. Gata. Da, mă. Eugen, încă un as. Eugen aproape se triplează. Eugen Arapu de pe poziția una aproape se triplează. Dar nu v-am zis că dacă vreau bag pe mână, bag pe asta, pe fofi. O eliminare doar, pentru că Iuxelberca mai rămâne cu fise. Poturiaș pentru Eugen Arapu. Felicitări. Felicitări. Succes, băie. Felicitări că ne-ai dat fisele. Pot frumos de tot pentru Eugen Arapu, care de la 20 și ceva și-a făcut 100 de mii și vede și o eliminare. Ce cărți ai împărțit? De vis. Situație pentru el. Așa, un vis mai scurt și mai banal, dar oricum de visuleț așa. A intrat în pragurile de payout cu ceva bănuți, nu mulți. S-a mai redus din lungimea drumului spre finala mare, spre heads-up și avem și fise în spate. Deci Eugen Arapu, în imagine, 23 de ani, din Iancu Jianu, din Olt, semi-pro, joacă poker de la 18 ani și chiar de mai devreme am presupune noi toți. Joacă orice, zice, și turnee, și online, și live, și cash, și de toate. 10-12 ore pe zi joacă pe 888. Unul dintre cei mai fideli clienți ai 888-ului când joci 10-12 ore pe zi pe 888. Are o prietenă de mic, de 7 ani și o are și acum și bravo lui, că e bine. Când îți faci o prietenă în adolescență și rămâi cu ea, înseamnă că ești om serios. Un tip optimist, fără emoții și... Dezamăgirea jocului. Da, uite, avem pe Marilu Dobrescu lângă noi pentru un minut, două, să întrebăm... Ce... Care zice că nu i-a intrat cartea, dar de fapt am văzut că a foldat seturi ce și full-uri. Da, asta e poca. Marilu, stai liniștit. N-ai făcut nimic, te-am învățat. Eu așteptam cărțile mari și... Păi da, ai avut mare, ai avut pereche și ai aruncat. Știu că am aruncat-o, pentru că atunci am speriat. Sau full, sau... Deci nu, mai am nevoie de mult exercițiu. Te-a învățat cineva să nu joci deloc, că s-ar putea să elimine alții înainte, da, și o să iei mai mulți bani sau să ajungi mai sus, sau pur și simplu așa? Nu, pur și simplu, da, cam așa am fost învățată, ca să zic așa, și mă rog, s-a făcut tot ciorbă în capul meu și uite așa n-am mai știut ce să dau și ce să fac și ce să am rămas așa înghețată. Da, nu ești prima invitată care pleacă pe locul 7. Ăsta e locul preferat al invitaților, așa da? Că nu-ți fă griji. Da. Ajung primit la voi, nu? Da.
Au primit parte de compensație. Dar n-ai ce să faci, oamenii sunt cu experiență, nici nu dar se vede, da, dar se vede din cum se mișcă. Da, eu eram wow, ok, deci e da. Majoritatea noi facem organizăm turnee mari de vreo 10 ani de zile și majoritatea sunt la turneele noastre de ani de zile, adică păi, joacă tot timpul, știi? Nu se vede când ai mâna și... făcută, nu. Adică pe bune, când ești amator se simte, pentru că ești acolo cu toată lumea care știe ce face și dă imediat și știu din stanci. Au fost și puțin vițos din că ți-au luat fisele așa rapid, nu? Am văzut, da, am văzut că alții stăteau chiar mai mult și ieșeau pe ultimul loc. Acum nu știu. Deci am avut ghinion, a fost o zi, nu știu ce zic. Stai liniștită, Mariu, că nu... Ai noroc în dragoste. Mă, dar măcar atât. Așa zic. Asta e slaba consolare a tuturor celor care pierd. Când pierd la poker sau la pucănere. Am să am noroc în dragoste. Am să am noroc în dragoste. Am noroc în altele, acum și în dragoste și mai multe, dar nu la poker. Uite că mă enervează că fix la sfârșitul jocului am început să vreau să joc. Asta mă enervează foarte tare. Așa toți, da. Mi-a venit cheful ăla fix cam atunci. Da, m-am prins atunci și m-am chiar regret foarte tare. M-am muftic. Da, au fost invitați care au câștigat, să știi. Am văzut, am avut, am inclusiv o prietenă care a fost și a ajuns pe locul 2. Credeam că măcar acum... A, aici la noi? A ajuns pe locul 2, da? Da. A, fata aia de care spuneam eu, Iulian. Bianca. Bianca. Da, da, Bianca da, e prietena mea și a ajuns pe locul 2, doamne. Păi și cum joacă e așa de bine și tu așa de prost, dacă sunteți prietene? Uite că n-am ajuns să jucăm împreună. Cred că a fost ghinionul de partea mea că n-am jucat împreună. Dacă jucam împreună, cred că era mai... ceva mai norocoasă. Nu contează, spuneam că nici eu n-aș ști ce să fac la Go. Dar cum a fost că... cu experiență, ca experiență, Marilu? Foarte mișto. Mi-a plăcut foarte tare. Adică ți-a plăcut, nu? Da, nici măcar nu știu că timp... Nu, și eu credeam că m-aș plictisit, dar nu m-am plictisit și eram foarte atent la ce se întâmplă. Da. Și cumva încercam să îmi dau seama... Nu știu. Să intri într-un film. Da, da, exact, știi, a fost chestia, chiar aș fi vrut să intru în film, mamă, dar nu, deci nu s-a putut. Trebuie să joci un pic mai mult și atunci a prins experiență mai mare și... Da, chiar mi-ar plăcea, deci chiar mi-ar plăcea să mai joc și a fost o experiență super tare. Chiar a fost o experiență mișto, deci chiar nu mă așteptam să-mi placă asta. Da, și nu, deci băieții chiar știu ce fac, deci, doamne, sunt super. Da, cumva am încercat să mă gândesc și oare cine cred că o să câștige și cine cred că o să iasă după mine. Și? Cumva îmi dau seama cam cine ar putea să câștige. Ia zi. Cine? Cred că acest domn care e... Ultima, poziția 7 de la masă, chiar da, din capăt, exact, da? Exact, exact. El cred că o să câștige. Da, nu-i rău, activ. Nu, activ. Deci se mișcă, a pus all-in, cred că de vreo două ori. Nu știu, mi se pare foarte... Mihai Manole, Constantin Manole a furat a doua blinduri, o dată din buton, o dată din cut-off, foarte bine pentru el. Ia să vedem cum stă cu fisele. A mai făcut ceva, fisulețe, are 10 blinduri, e minunat. Okay. Constantin Manole, chiar dacă e pe ultimul loc la fise, îi dau șanse să ajungă la destul de 7, departe în turneu. Da, locul 7. N-am luat niciodată premiul întâi la școală, în general. Deci nu știu ce am. Sunt așa, să ies pe ultimele locuri. Premiul întâi. Da, premii la școală. Nici eu nu m-am dus după premii la școală niciodată. Nu m-am interesat deloc. Eu mereu de la 2 în sus. Niciodată premiul întâi. Da, da, da. Nu-mi păsa, declaram nepăsare totală, dar când îi vedeam pe aia cum se duc și le dă o coroniță, niște flori, o ciocolată, bă, ce ciudă mi-era că n-am învățat bine să iau și eu un premiu din ăla, muream de nervi, zic, băi, de ce n-am învățat și eu mai bine, mă, să iau și eu ciocolata aia? Zic. Te distrai mai mult. Da, da, da. Cu costuri, cu costuri. Da, Marilu, îți mulțumim pentru participarea ta. Te-am povestit despre tine o mulțime. Ți-am bântuit tatuajele, știi, dar le-am și lăudat. A, mulțumesc. Ce e ăsta? Scarabeu? Am zis că e gândac de bucătărie sau de... Nu, scarabeu sau ce? Ce e ăsta? E că asta spune și ta, dacă e gândac de bucătărie. Nu, asta e, zic, cum se numește, doamne, ce lapsus. Ăla egiptean? Nu? Nu, cărăbuș. Cărăbuș. E cărăbuș, asta e molie, aici asta e o viespe, fluture. Și ce scrie? Ce scrie? Deci aici sunt versurile de la Jeff Buckley. Este o melodie din 80. Stai să văd. Și ce zice? Spune there is the moon asking to stay Long enough for the clouds to fly away. Citesc de pe femeie, da? Și bă, traduc eu, nu ieșiți pe stradă fără mască. Well, it's my time coming. I am not afraid to die. Da. Da. And miles to go before I sleep. Și aici am semnatura lui Kurt Cobain de la Nirvana. Da, ai serios? Da. Chiar era semnat?
Da, no, nu, ei, no. Aș fi, mă rog, era ceva. Mamă, păi mă puneam la muzeu dacă aveam chiar semnătura lui. Nu, nu, nu. Da, și aici, și aici am motoul meu în viață. Care dacă e? Tot. Care este, I'm gonna eat your brains and gain your knowledge. E vorba că sunt într-o continuă absorbție de informații. Foarte bine, așa e bine să fii curioasă și să vrei să înveți. Acum la partida de poker de astăzi. Da, deci s-a potrivit, doamne. Dar nu e, măi, hai, zău, nu te mai simți în niciun fel, pentru că nu ai nicio obligație să te pricepi la astea. Tu te pricepi la altele și te pricepi bine, așa că stai liniștită, da? Stai liniștită. Dar tot o să mai repet poker, deci tot o să mai joc acasă. Să mai joci, să mai ce vrei, dar noi suntem bucuroși că ai venit aici. Și că cei care te urmăresc pe tine au mai văzut și ei despre poker, nu-ți mai fă griji. Exact. Nu, zău nu-ți fă. Mulțumesc. Pentru că ar fi absurd să-ți pui în gând că de ce ai pierdut când ai jucat cu niște specialiști? N-ai Da, asta așa e. Nu există așa ceva. Stai liniștit. Să mai faceți o competiție de mediocri, așa tot așa pe 7 locuri, să vedeți între aia ce bătaie o să fie. Să facem o ediție numai cu vedete. Și nu mai zic că pe ta și vă rog. Uite, Flick, de exemplu, a câștigat locul întâi la una din ediții. Nu mai zic o chestie pe care tu nu știi, dar prezența ta la masă chiar în condițiile astea creează o dinamică specială, pentru că jucătorii simt că pot lua fișe de la tine și când ești un blinduri se schimbă dinamica ca și pentru ei. Deci jocul interesant, stai liniștită. Au făcut și Poker Stars cu Luz Cannon-ul ăla, când venea cineva la întâmplare și juca cu 5 exact. Profesioniști și tot. Exact așa a fost sistemul, deci nu. Deci vă rog să mă chemați neapărat atunci când faceți întâlnirea începătorilor sau mediocrilor și întâlnirea... La primul festival Poker Fest o să fie un free roll pentru un ladies event pentru doamne, foarte ieftin și cu premii mari și atunci o să chemăm toate fetele care au venit la asta, da? Ok, deci da, chiar aștept asta. Premii cred mari că acolo, nu, acolo e doar între femei și acolo... Acolo să fie altfel, știi? Să zic că femeile sunt mai rele ca bărbații. Știu și asta. Acum depinde ce noroc ai, cu cine pici și o să vedem. Deci vreau să, deci True Crime Romania, vreau să ascult și True eu. Crime este Romania. Pe YouTube, da? Când, da. Ce frecvență? Acum, ce frecvență? Da, o dată la două săptămâni. Acum vine episodul 5, mâine cu cazul Tanacu. Deci, deci mâine ai cu cazul Tanacu. Mâine, păi acum mă duc acasă și continui ecran, să lucrez. Cu nasul lipit pe ecran. Mulțumesc. Da. Bine, ne întâlnim peste tot, pe YouTube. Peste tot. Ne întâlnim, este perfect. A fost Marilu Dobrescu. Mulțumesc foarte mult. Care a eliberat un loc de la partida noastră, care continuă cu și care cei a 6 calificați. Cu generozitate colegilor de masă. Da. Am vrut să-i ajut, că am văzut că sunt mai... Dar tu atunci aveai valet și ai ezitat mult, mult. Ai văzut doi valeți jos și ai ezitat vreun minut și noi stăteam aici. Și ai decis să dai fold. Cred că a fost momentul ăla când am stat eu mai mult pe gânduri. Da, cred că pentru că am... Doi valeți acum. Da, știu, da. E nasol, oare că am încercat să joc doar cărțile mari? Nu. Așa trebuie să facă orice începător, să joace foarte tight. Este o regulă fundamentală la începător. Dar de ce n-am mers la toți? Păi pentru că știi, deci ai jucat puține mâini și n-au apucat să-ți intre foarte multe mâini mari. Deci am avut și ghinion. Așa de mult. Să zicem. Știi foarte bine să joci poker, dar ai avut ghinion, asta e... Dar chiar știu cum se joacă. Dar parcă n-am avut tupeu, nu știu, și mi-au picat și cărți proaste, nu știu ce naiba. E vineri 13, ce azi? Important să știi asta, K ăla e popă, Q e damă. Totuși, știu J, K și Q, asta e important. N-am venit așa chiar. Asta e cel mai greu, restul vin de la sine. 90% știi să joci poker dacă știi asta. Mm-hmm. Da, dar 10% aparent erau cei mai importanți, mai ales azi. Da. Da. Deci revin la comentariul pe masă, îți mulțumim foarte mult, Marilu, te mai așteptăm pe la noi și o să-ți urmăresc show-ul ăla să văd cei care-i treaba cu el. Mulțumesc mult! Bine, bine. Mulțumesc, la revedere! La revedere! Te pupăm! Mulțumim frumos! Mă retrag! Damă 10 sute de la Iuxel, aceeași damă 10 pe care a avut-o, așa, mână pe care a avut-o și Marinel Neagu acum câteva mâini. A venit dezamăgit. El o joacă din Big Blind, răspunzând la deschiderea lui Costi Chincișan din Hijack. Cam asta e situația acum, revenind. Se apropie pauza de după 2 ore de partidă, mai sunt câteva minute, o să vă anunț imediat când și cum, o pauză scurtă în care vom vedea... niște scurte interviuri cu participanții de astăzi, luate înaintea partidei de Cătălina, prezentatoarea noastră, după care partida va continua până la eliminarea tuturor. Nu vă uitați că sunt 6 oameni rămași după 2 ore, nu o să mai dureze încă 5 ore sau 6 să iasă toată lumea. Turneul devine rapid și în curând vom vedea
O puzderie de eliminări. Dar cam întotdeauna, să știi, din 37 de ediții, cam când niciodată n-am... Adică cred că o dată sau de două ori s-au împărțit locurile în funcție de numărul de fise, dar rest s-au terminat turneul. Adică s-a terminat înainte. Udrea Lucian mă întreabă de pe social media unde, că n-am găsit niciodată pe aplicația 888 Poker turneul de calificare. Uite, Luciane, mergi pe secțiunea de turnee din soft, turnee, și acolo ai lupa aia, butonul de search. Și acolo dacă scrii Midnight Poker, exact, Midnight Poker se dă imediat. Enter, și vezi ușor imediat toate turneele pe care le generează căutarea asta. Dacă nu rezolvi nici așa, mai scrie la Poker Fest pe pagina de Facebook Poker Fest România și o să te ajute de acolo, fie Cătălina, fie Laura, fie cine o să fie disponibil, pentru că de-aia sunt acolo, să te ajute. Dar Midnight Poker, dacă scrii în căutare, ai să găsești imediat turneul. Mă cred că tot la mine, că mai sunt trei mâini. Crește tensiunea pentru că scade numărul de blinduri din fața jucătorilor și fiecare se simte sub presiunea de a face ceva, de a juca, de a nu mai sta să pățească cum a pățit Marilu Dobrescu. Mai să nu mai fim atât de cruzi și duri că cu fata. Ea se simțea, cum se simțea, fără să fie vina ei. Îmi pare rău. Da. Nu poți să ceri nimănui mai mult decât peste competențele lui. Mai râdem și noi de micile noastre secrete aici. Da. Aia, așa, uite. Se întrevede o mână interesantă în acest moment. Ne reculegem puțin după discuția cu Marilu, să reintrăm în dinamica jocului. Eugen deschide din hijack cu as 6, Eugen Arapu de pe poziția 2. Și din Big Blind răspunde Chincișan cu un all-in super oportun cu valet. Și bineînțeles că n-o să fie call. El își arată, Eugen, își arată mâna, Eugen Arapu și o arată as 6 înainte de a-l folda. Sau s-a făcut call și nu cred, nu. S-a terminat potul, pur și simplu. Eu știu, uneori nu e necesar să-ți arăți mâna. Eugen Arapu a arătat că ce? Că avea o mână sau că n-avea o mână? Dacă a vrut să arate că n-are o mână, înseamnă că el sugerează că are de gând ca pe viitor chiar să aibă o mână. E important ce arăți, dacă arăți un bluff sau arăți o mână puternică, pentru că transmiți, telefonezi adversarilor ce urmează să faci tu după aia cu mâini similare. Și te poți juca cu chestia asta, o poți manipula tu însuți, poți transmite informații inverse. Cristi Dragomir făcea așa, unul din... Ce jucător a fost și Cristi? Băieții care s-au lăsat de poker, dar care au făcut furori la un moment. Furori absolute. I-a luat valul ca pe fotbaliștii. Când a ajuns la mini-nivel... Da, el a ajuns de a avut mâna aia fabuloasă cu Phil Helmut, pe care a urmărit-o toată planeta, în care s-a luat Phil Helmut de el, că cum de face chestia aia stupidă, dar de fapt Dragomir al nostru făcuse o chestie extraordinară și nu înțelegea tontul ăla ce face și a început să facă circ acolo și s-a enervat Cristi Dragomir și a zis, ia mai du-te mă de aici, eu am muncit pentru bani ăștia, am dat 10.000 să intru în turneu și am venit din România, pentru mine contează astea foarte mult. Normal. Dacă tu arunci cu banii de pereți, așa să fii sănătos, nu mai vorbi așa cu mine, te rog frumos. Așa ai zis, l-a luat tare. Și bravo. Ce a zis Phil Helmut? S-a liniștit acolo. El, da. Ăla era brandul lui să facă circ și credea că te poți lua de oricine pe acolo dacă ești tu mare șmecher. Și nu i-a mers cu Dragomir. A avut sânge din instalație, cum să zicem. Da, sânge tricolor. Doamnelor și domnilor, atmosferă de privechi la Midnight Poker se tace masiv. Nu vrea nimeni să... Taciturnia, da.
Midnight Poker. Șase. Iată cum doiarul i-a anulat de două perechi de jos. Ia să vedem ce blinduri avem. 70-60 de minute. Pauză? Trei minute până la pauză sau cât? Da, vor fi, da, va fi o pauză în 2-3 minute. O să mă anunțe băieții când e ultima mână și o să vă comunic și eu când e ultima mână, după care vom lua acea pauză bine meritată de 10 minute. Bine meritată pentru jucător, că noi am frecat, am stat aici pe scaun, n-am făcut nimic. Da, dar nici așa nu-i bine să stai, mai ales uite, jucătorii de pe net care joacă. Probabil că acum ne urmăresc mulți care și joacă și sunt foarte bune pauzele astea că te mai duci. Pauza aia de la fără 5 din turneile de poker e minunată pentru jucătorii de turnei. Voi poate nu știți, cei care jucați de curând, dar pe vremuri, acum nu știu, 7, 8, 9, 10 ani în urmă, nu știu, fiecare site punea pauzele când voia în funcție de când începea turneul. Și atunci pe un site aveai pauză X, la un turneu pauză Y, la unul pauza Z și nu mai aveai timp să te ridici, să mergi la toaletă sau să faci ceva mișcări de înviorare. Până s-a convenit global, toate site-urile din lume s-au aliniat și pauza la turneu este de la fără 5 la fix. 60.500. Se joacă pentru 3.000 de dolari locul 1, dar locul 6 va pleca cu 250 de dolari. Avem un showdown între, nu? Avem un showdown între, da. Un showdown în care valet 9 e dominat. Cine are valet 9 aici, fraților? Cineva din dreapta, hai să vedem. 60.500, Eugen Arapu. Eugen... Este ultima mână înainte de pauză și s-ar putea să se termine prima parte a jocului cu eliminarea, din păcate, a lui Eugen Arapu, care s-a descurcat minunat și un băiat foarte deschis și simpatic. El are nevoie acum de un noar. Nu, s-a întâmplat și... A, nu pleacă, nu pleacă, deoarece Olinu l-a avut cu un stack mai mic, adică cu Constantin Manole, care începe să acumuleze oameni buni. S-a schimbat blind? Era în față bine, n-ai avut emoții, nu? Nu s-a schimbat blind, nu? Este ultima mână înainte de pauză, să ne luăm toți câteva minute și să revenim cam în cât, 10-12 minute, da? Revenim aici în 10-12 minute. Vă mulțumesc tuturor că a stat alături de noi și vă aștept să urmărim cea mai importantă și cea mai palpitantă fază din această partidă, care este cea de după pauză, când vom vedea eliminări una după alta.
Am revenit, dragii mei, la Midnight Poker, episodul 7, show-ul care se difuzează în premieră națională la TV și în direct la rețelele sociale. 6 jucători rămași în ediția a 7-a. A plecat, ca de obicei, cum pleacă invitatul special, a plecat de data asta Marilu Dobrescu, care a exersat ea ceva poker, dar a fost foarte timorată și știu fenomenul, că am mai explicat unor vedete, fă așa, chestii simple, elementare, dar în focul jocului, în emoția jocului, toate informațiile astea se duc naibii, nu mai știi nimic, nu-ți mai dai seama. Mai pățeam eu chestia asta când mă scotea la tablă și știam lecția și în fața clasei nu mai înțelegeam ce spune profesoara, nu știam în ce limbă vorbește, când mă lua prea tare. Deci se întâmplă chestia asta și Marilu Dobrescu de pe poziția 4 a plecat. Au rămas cei 6 calificați de pe 888 poker de vinerea trecută, cei care își dispută acum 7.000 și vreo 500 de dolari, premii rămase. Nu e deloc ușor jocul pentru ei, s-au nimerit jucători atenți și unii din ei cu experiență bună. Îl avem nici mai mult, nici mai puțin decât pe fratele lui veteranului nostru, Mihai Manole, unul dintre, probabil că poate cel mai performant în timp jucător român de turnee live și online. Costi Chincișan cu multe fise se trezește cu a 10 o mână relativ la limită aici când primește all-in de la Marinel Neagu de pe poziția 3. El este dominat, Costi are multe fise, e chip leader probabil, însă acum va mai probabil să mai lase ceva din stacul lui Marinel Neagu de pe poziția 3, Constanțeanul nostru jucător regular Poker Fest. Și e nevoie de un decar pentru Costi Chincișan ca să se sau un 7 ca să, acum ca să să mai vedem un jucător eliminat. N-a fost să fie Marinel Neagu. Iată-l aici în dreapta imaginii. Antreprenor imobiliar, 48 de ani, Constanța, cu 12 rezultate live în, de-a lungul a vreo 6 ani, cât a jucat poker până în 2019. El preferă doar pokerul live. Din 2019, natural, nu s-a întâmplat. Clasamentul. Costi, tot în frunte Marinel, l-a mai ajuns puțin. Costi era mult în față, cu vreo 25-26 de blinduri. Acum a scăzut la 19. Pe 5 și pe 6 sunt Iuxel și cu Eugen. Iuxel Berca de pe poziția 5 și Eugen Arapu de pe poziția 2. 8 blinduri. Vertiți. Jucători care ar putea fi foarte bine și în topul clasamentului, cei doi de pe pozițiile 2 și 6, pentru că s-au descurcat bine, 2 și 5, s-au descurcat bine și totul e rodul întâmplării, că cutare are mai multe sau mai puține fise și felul în care au căzut cărțile. Blindurile, iată, mari, 5.000 cu 10.000, deci mai sunt 100 de blinduri, 10.000 și 70 de blinduri în tot jocul. 6 jucători care au 70 de blinduri. Se ajunge repede, se va ajunge în situația all-in sau fold. Iată, din cut-off cu o mână foarte frumoasă, Bogdan Toporaș de pe poziția 1, iată-l aici. Fură potul. Mișcarea asta cu all-in și furat potul e foarte eficientă la faze de genul ăsta de turneu. Mă aflu, sunt Iulian Doroftei, dacă ați venit mai târziu, mă aflu alături de Sorin Constantinescu. Iată-ne! Sorin Constantinescu, care conduce de 9 ani de zile firma, compania care oferă poker live românilor. Multe, milioane de amintiri frumoase și milioane de dolari și o istorie care, practic, i-a marcat viața lui Sorin Constantinescu, mai mult poate decât orice, pentru că 9 ani înseamnă foarte mult în viața unui om, nu?
9 ani înseamnă mult și practic el s-a legat mult, s-a legat și cu sufletul de povestea asta, că nu e o afacere. Nu e o afacere, nu e o afacere, nici de bani din poker, nici la masă, nici la, ca organizator, dar îmi place să joc poker, îmi place să socializez, îmi plac oamenii care joacă poker și caracterul lor și e fain. Sufăr foarte mult acum, de când cu COVID-ul și am oprit turneele live și nu mai avem turnee. Sper să se revină cât mai curând, adică presiunile sunt mari și sperăm că până în toamnă să reușim să organizăm măcar un turneu mai, pe Doamne ajută. Mihai Manole pleacă cu mai multe fise în față, după ce a avut o fază foarte bună înainte de pauză și a făcut fise, dar dominat de către Yüksel, care iată prinde și valetul acolo, doar un decar îl mai ajută pe Mihai Manole să facă eliminarea lui Yüksel Berca, jucătorul din dreapta lui. Nu pe Mihai, că Mihai este... Scuze, Constantin Manole, da. Deci, da, prinde o nouă rolă inutil. Yüksel câștigă și se dublează în contul lui Mihai Manole. Două showdown-uri care... Da, Constantin Manole. Ah, Mihai Manole, ăla îmi îmbântuiește gândurile, că el e jucătorul de poker pe care l-am comentat foarte mult, deci Constantin Manole îl dublează pe Yüksel Berca și iată că au fost două showdown-uri destul de mari și importante după pauză și nu s-au soldat cu nicio eliminare. Foarte bine, puteam avea acum 4 în loc de 6 jucători, dar e bine, jocul continuă. Eugen Arapu mai rămâne să mai încerce ceva, să mai încerce o mișcare. El nu are decât 50 ceva de mii de fise, adică 5 blinduri, iată ce amenințător arată acolo, 5 cu 10.000, ante 10.000. Asta e taxa pe care o plătește fiecare jucător dacă stă degeaba o tură de masă, va lăsa impozit 25.000 de fise oponenților lor, lui. Bună dublajul pentru Yüksel Berca, mai ales că după ce s-a întâmplat, el a intrat și în buton, deci mai are 3-4 mâini de respirație, fără să trebuiască să plătească blinduri. Schimbări interesante de situație, inclusiv pentru Eugen Arapu, în imagine, care la un moment dat s-a triplat, s-a quadruplat cumva. Olin o să facă Constantin Manole cu mâna asta, evident, e o mână din blind versus blind și n-ai cum să nu faci. Și Costi probabil că o să-i dea col cu cinciare, aia n-are cum să refuze. N-are cum să refuze, el o să are cu vreo 80.000, nu? 90.000 de fise. Are dublu stack-ul lui Manole și cinciare aia nu se descurcă, e minunat, dar la ce pot toți sunt aici, că s-au adunat bani din blinduri, din anteuri, 25.000 de fise în plus. Cinciarea e posibil să merite să joace împotriva a două cărți desperecheate mai mari, că asta este cel mai probabil în mâna lui Manole. El nu are în realitate asta, un singur pop îl ajută, pătrarul ăla este aproape inutil, dar eu zic ce e în mintea lui Constantin. A ales varianta prudentă, era cumva la limită, nu știu, pentru că aici trebuie să pui un simulator din ăla de ICM ca să-ți dai seama, cel puțin eu trebuie, probabil că un jucător profesionist într-o secundă știe exact ce trebuie făcut cu cinciarea aia, dar în principiu cinciarea aia cred că sunt col, pentru că ai foarte mult, as 2, as 3, as 4, popă 2, popă 3, popă 4 și mai ai și perechi sub pătrari și mai ai și overcarduri. Spectrul negru al overpairului, adică tu vii cu, dai col cu cinciare și te trezești, lovești de șesari până lași de o pereche mai mare, e un spectru mult exagerat psihologic de jucători și probabil că acolo trebuia un col, dar și jocul prudent ăsta are meritele lui, pentru că într-un turneu de poker, când se crește, când cresc premiile pe măsură ce vin eliminări, te avantajează când se luptă ceilalți între ei și când tu stai. E mai avantajos din punct de vedere matematic. Până la o limită, e un sweet spot acolo unde trebuie să pui mâna și să îți pui și tu fisele la mijloc. O dilemă pe care trebuie să o rezolve jucătorii de turnee cu mare grijă, mai ales când sunt în zona în care cresc premiile, cresc pragurile de payout. Dar poți refuza.
chiar când ești puțin plus EV să dai col, poți refuza pentru că s-ar putea ca unele faze viitoare să fie și mai plus EV, și mai rentabile decât cea prezentă. Dacă ai jucători pe care știi că îi poți domina, dacă știi că urmează să te afli în anumite poziții bune, dacă. Deci poți refuza târguri avantajoase din cauza ceea ce în finanțe se numește opportunity cost. Adică tu joci acum un flip pentru 90.000, dar s-ar putea să-l pierzi și să nu mai ai fise pentru următorul flip care o să fie mult mai important sau pentru următoarea situație. Costi rămâne și domină consistent partida ca chip leader. Costi Chincișan din Arad, 34 de ani, dispatcher de transport, joacă poker de vreo 7 ani, exclusiv turnee, mai ales live, a jucat majoritatea sateliților de calificare. Și nici n-am o mână care se joacă. Hai să ai acum, dragul meu, Eugen Arapu, e felinar, coada clasamentului, cu 3-4 blinduri cât mai are. Și ieși în Big Blind acum, a dat o mulțime de bani ca să joace mâna asta din Big Blind, a dat un ante, 20.000 de fise. Manole are o mână oribilă, pentru că e în poziție middle împotriva lui Yuxelberca și pus la mari probleme. Iată-l că la limită a dat fold, mai ales că l-a văzut pe Yuxel că nu face chestii din astea în mod foarte nebunesc și trece Yuxel pe lângă un riscant și nedorit flip cu Constantin Manole, care a luat din prudența, din înțelepciunea și atenția fratelui lui, Mihai Manole, când joacă astfel de situații. Acum că e cu masca, pot să zic că e Mihai Manole, că parcă seamănă, da. E tot el, da. De dacă e. Tu l-ai văzut fără masca azi de când a venit, dacă e Mihai și zice că e frate, ca să-i deruteze pe celălalt jucători. Nu, Mihai, da, Mihai acum, zic că vodă e departe. La Miami, da. Beach. În o știre americană, el eliminări în parte. Probabil că Mihai a deschis internetul, s-a pus pe live stream, dacă e treaz, la ora asta e în America, la Miami, cât e ceasul la ei acum? Spre dimineață, așa, și-a făcut o cafea Mihai, sau un ceai, și își urmărește fratele jucând în România o partidă televizată. A plecat de mult? Salut, Mihai Manole! Nu știu, a plecat de multă vreme, el pleacă în misiuni deja, are ceva de viking în el, așa, se duce, pac, se întoarce cu o mulțime de bani. Bogdan Toporaș din buton prinde o mână. Prinde o mână mult prea bună pentru situația dată și ce puține blinduri sunt în joc și și-a potul. Încă o șansă, încă o tură de masă mai are Eugen Arapu din imagine din centrul negru. El mai are acolo 20 și vreo 24 de mii. Ia să vedem. 27.000 de fise, mai are două blinduri și gata, e ultima lui tură. Ori se dublează, ori pleacă, pentru că în momentul, el acum e în buton, da? Dar mai după 3 mâini vine iar în big blind, când va trebui să plătească alea două blinduri pentru ante și pentru big blind. Deci e... literalmente pe ultima sută. Cum era în bancul, l-a întrebat, doctore, cât mai am de trăit? Și medicul zice, 10. Și cum 10? 10. Și cât ce 10? Ani, luni? Și zice, 9, 8, 7, 6, 5. Deci erau secunde. Da. La fel îl paște eliminarea și pe Eugen Arapu, așa, 10, 9, 7. A patra mână după asta. Never know în poker și cu un ante câștigi turneul. Nu? Așa este. Așa este. Cele mai frumoase chestii din poker e când se întâmplă dintre azi. M-a sunat odată sora mea, Iulian, sunt la o masă finală, sunt mulți bani, mai suntem 5, ce să fac? Hai, intră și tu să stai cu mine să mai dai un sfat. Ea zice, băi, nu prea ai voie să dai sfaturi, dar cum să nu stau cu ea? Normal. Și când intru, zice, stai liniștit, că am câștigat acum. Am avut all-in în toți 5 și am câștigat flipul. După un minut. Tare. Da.
O dată în câteva zeci de mii de turnee s-a întâmplat asta. Oh. Oline Eugen, arapul din buton cu as nouă, deci și-a grăbit demisia din acest joc pentru că îl așteaptă Marinel din stânga lui, Marinel Neagu cu as valet, care n-are cum să nu se implice și s-ar putea să vedem col și de la Iuxel cu popă 10 și să vedem, iată, da? Și de la Bogdan, cum să nu? Și o să vedem ce în spate până la capăt posibil. E o strategie semi corectă, dar acceptată între toți jucătorii, în care dacă vrei să elimini pe cineva pentru ca toți să aibă de câștigat, nimeni, e joc pasiv, nimeni nu mai face niciun bet, nimeni nu mai încearcă să mai dea blafuri, să mai fac, decât dacă are o mână cu adevărat bună. Și atunci posibil să vedem check, 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 până la capăt. În momentul ăsta favorit este Marinel cu as valet. Uite că ți-a transmis Mihai pe Marinel Neagu pe YouTube, ți-a scris. Da, Mihai Manole a răspuns, ci că salut domnilor, sigur că vă urmăresc, mă pregătesc să mă duc la crocodil. Wow! La crocodil? Da, da, nu știu ce-s crocodile. Și crocodil Mihaiță. La vânătoare de crocodil sau la ce? Da, din noți cu crocodile acolo, e nebunie. Eu știam că tu vânezi pești, Mihai, nu crocodil, nu? Da, da, da. Ia uite, domnule, ce înseamnă lumea conectată. Vorbim de un om de pe partea aia planete și el imediat țac-pac răspunde. Ce vremuri trăim? A, uite, sunt filmat, uite, ăștia-s mușchii mei. Mamă, Iulian, să vede că e la sală, băi, frate. Da, da, da. Zi-mi adevărul că ți-a făcut băieții ăștia obligație de la filmare. Deci am dat jos, noi am dat jos, uite, am dat jos 14 kg. Bravo, mă, uite, stimulezi și pe alții acum, motivezi și alți oameni. Mi-au zis toți, bă, suntem fit, ești fit, zice. Păi nu-s fit cu nimeni, toți îmi datorați nebunilor. Eugen pleacă, uite, în timp ce noi glumim, Eugen Arapu s-a ridicat de la masă. După o evoluție decentă, în regulă, fără mari, fără greșeli și fără greșeli, decent, dar asta este, trebuie să plece cineva de la masă. Nu putem rămâne toți doar așa pe bune intenții. Dacă ne chinuim, rămânem toți până la sfârșit și numărăm fise. A fost un deal în 28 în America cu vreo 10 ani. Cum spuneam, o sarabandă de olinuri aici. Sarabandă de olinuri, da, clasic Adam. Iuxel, am vorbit cu el în pauză, cu Iuxel. Zice, băi, de ce n-am făcut eu olin cu damă 10 sute, damă 10 de pică la o mână trecută? Și acum ce a prins? Damă 10 și-a făcut olin. Aceea, exact mâna aia. Da, da, da. 5 rămași, $500, premiu minim, 250 a primit Eugen Arapu pentru deranj. A venit din Olt, cât costă transportul? Cred că e mai puțin, ceva mai puțin. Depinde cu ce a venit. Cu la care mașină electrică? Eram în armată și m-am dus la comandant și am zis, lăsați-mi și mine acasă 3 zile că mor aici, ne ținea la munci agricole. Vreau și eu acasă, vreau să-mi văd familia, vreau să îmbrățișez mama, să plâng o leacă. I-a bucat dor așa dintr-o dată. Și mă întorc înapoi, păi m-au dintr-o dată, mi-era dor în fiecare fracțiune de secundă. Și? Și a zis, băi, du-te, dar cu ce vii? Și eu zic, pe tot cu trenul, când mă duc la gară în partea aia și când mă întorc, vin cu trenul. Zice, ei, cu trenul nu-i bine, trebuie să-mi spui cu ce vii, că altfel nu-și cred că poți să-ți dau drumul să pleci. Nu înțelegeam, zic, păi, dar vreți să vin pe jos, cum să vin? Se uita omul la mine ca la un tâmpit și la un moment dat mi-a făcut din ochi, așa ca la un prost și zic, a, da, 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 am să vin cu ceva pentru dumneavoastră. Și am adus o canistră de vin nesimțitul dracului, am cărat-o 10 km de la gară până la ferma unde munceam, o canistră de 10 kg, ticălosului, da, da, da. Și s-o îmbătat, de atunci ai făcut mușchii ăștia. S-o îmbătat în seara aia și nu ne mai... V-a lăsat în torturat, pace. Torturat, da, ne-a lăsat în pace. Când ne punea să spălăm pe jos până se face spuma de jumătate de metru, așa zicea el. Frecam cu păturile alea să dăm lusul în dormitor și pe ne acoperim cu ele. Da, e bine, eu nu regret. M-am învățat puțin mai harnic, că eram un nenorocit când m-am dus în armată. Nu măturam în urma mea, nu-mi spălam farfuriile în urma mea, aveam slugi. Și când am venit în armată, îmi curățam cartofi, îmi spălam, toate mi-aranjam. Ești educat armată? Da, total, 100%. Nu, nici o secundă n-am să regret. Că, nici o secundă. M-a luat de la un fulg din ea, cum e generația asta fulgilor din ea, care dacă îi spui, nu pune mâna acolo, vai, mi-ai distrus existența, mi-ai spus să nu pun mâna, mi-ai pus o restricție, m-ai oprit universul în jurul meu, nu mai este liber, este un loc în care eu nu mai pot pune mâna, că tu mi-ai spus, asta m-ai rănit. Și are 120 de kilograme și ridică 3 balene dacă se pune, dar e foarte sensibil psihic. Da. Ăla trebuie luat și dus în armată puțin și dat cu nasul de pământ. Da.
Am ajuns și eu am îmbătrânit. Hai, nu ați făcut armata ca mine, că eu pe vremea mea... Merge, merge bine, Constantin Manole. Răbdarea lui a dat roade. El a început asta cu minte și a suportat netrebnicia și vicisitudinele sorții când nu i-a mers și nu i-a mers și nu i-a mers și a fost în coada clasamentului și a prins momentele bune și bum. Acum face fise. Cred că e mai bun jucător de poker decât Mihai Manole, de fapt. N-au vrut ei să-i umilească pe aia din America. I-a zis, băi, fă-te tu profesionist și te învăț eu de acasă, îți mai explic. L-a trimis la înaintare. Zice, unul cu knowledge, unul cu munca, nu? Normal. Tot timpul e așa. Da, da, da. Se împart sarcinile. Da, și i-a zis cu o condiție, Mihai, i-a zis, nu-mi prea dai interviuri, fii mai low profile, așa. Și Mihai se ascultă. El e un tip care pare modest, dar de fapt, frate, să nu-l lasă să dea interviuri. Da, 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 da. Ăia buni sunt modești, ăia slabi sunt fanfaroni, de obicei, în viața asta. Nici bine nu spusei și mi-a Emanuel a prins încă o ocazie să mai fure două blinduri jumate. Doamne, Constantin, Costel, cum să-i... Ah, scuze. Mă uitam la cei cinci jucători și mă întrebam ce finală, cine ar merita finala asta mai abitir? Cine ar fi favorit? Și la... cine ar merita? Ai, 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 nu știu ce să zic, nu vreau să supăr pe nimeni, dar, dar aș vrea să, dacă e vorba să mă iau de cine, nu mă iau decât de unul, ca să nu-mi fac mulți dușmani. Parcă Bogdan Toporaș, puțin tel, cam pasiv, cam tăcut acolo în, aici în legea lui, nu s-a implicat foarte mult, dar nici n-a prea avut, sincer să fiu, cu ce. El nu prea mai joacă poker de ceva vreme, dar l-a stimulat amicul lui Dragoșacu, care a câștigat ediția 2 Midnight Poker anul trecut, un campion, și a zis, băi, mergi și tu și joacă satelitul ăla, și el a zis, ok, mă duc să joc, cu toate că a abandonat pokerul de vreo ceva timp și... A fost așa, mai mult for fun. Da, da, da. S-a lăsat că a spus, bă, lasă-l încolo că mai am și o meserie, mai am și altele, că juca 10-15.000 de ore pe... 10-15 ore pe zi juca pe vremea. Mamă! Și prin 2018 s-a oprit. Și poate că e puțin mai ruginit, așa, mai puțin antrenat acum și s-a implicat mai puțin, dar pe de altă parte eu n-am urmărit exact... Da. Zic și eu. N-am urmărit. Cum vorbesc despre mine, vorbesc și despre alții. Așa că să nu se supere nimeni dacă dau cu el de pământ. Așa. Nici n-am fost în locul lui să urmăresc dinamica cărților primite. S-ar putea ca chiar să nu fi avut nicio oportunitate reală să joace mai... Midnight Poker. Made to play. Îmi place bannerul ăsta. Da, e fain, e București, tu văzut de la Inter, de la ultimul etaj. Am avut un turneu de poker, dacă ții minte. Acolo. Și poză de acolo, da? Da, exact de acolo e. Și atunci e făcută poza, nu? Da, a, e da. Poza originală, ia uite, da. Bravo, bravo, bravo. Și nu știi, era masă de cash chiar așa pusă, lângă geam acolo și se vedea exact așa. N-am văzut o datare, aș fi vrut să o văd, era da, o plăcere, găsim, o plăcere să joci, da, nu? Da, și da. Dealerul cu spatele da, la da, peisaj, da, frumos tare, wow. Wow. Și exact așa se vede de pe geam, că e poza făcută de pe geam de la Inter. În apartamentul lui Neamărin, miliardar, cum nu, era? Mai sus, mai sus, de la sala de conferințe, la ultimul etaj, la 21, acolo unde e sala de conferințe. Aha. No, no. Adică am, da, am fost, ai la, fost, un, mă, da, la un eveniment, dar n-am văzut masa. Sigur. N-am văzut masa, am fost la petrecerea aia. O masă de nou ar fi ok, mai multe șanse de calificare, spune cineva. Bă, nu e ideea, nu știu, nu mă bag, că asta e ține și de cei de la 888. Dar nu e ideea. 9 plus vedeta e prea mult deja, adică nu mai încape. Sau 8 plus vedeta e ok, da. Nu m-ar de nu, dar am calculat așa pentru că să fim siguri că se va termina, adică să fie 99% șanse că se termine până... Prea turbo îl faci cu... Da, 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 dacă ar fi 9 ar trebui să fie și mai turbo sau să dureze da. Și mai mult și atunci da. 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 Ar mai strica din joc. De aia a fost, ăsta a fost criteriul de a alege 6 jucători plus o vedete să fie 7 la masă. Mm-hmm.
Poți să duci blindurile sus, de se transformă în coin flip, se transformă în loterie, în ruletă. Da, n-ai cum. Ia uite, o chintă în două capete pentru Constantin Manole și două mici. Două mari și două mici, două rândunici. Deja nemai active pentru Costi. Da, rulează bine Constantin Malone, i-au mers de minune mâini, l-a câștigat pot după pot. De-abia aștept să văd clasamentul, dar la un moment dat era pe ultimul loc la FISE, departe de locul 6. A certat frățul Mihai la pauză. I-a trimis karma. La crocodil. Deci ce-ți cum adică mă pregătesc să mă duc la crocodil? A făcut ceva, a greșit cu ceva. Au jucat poker pe pariu, pe pedepse și a zis că trebuie să arunce la crocodil. Sau da, eu știu ce-o fi făcut, habar n-am. Alligators. Nu cred că sunt crocodili. A, uite, cred că ne-a răspuns totuși. Mie, zice, excursie cu barca în Blaștin printre crocodili. Dar ce caută crocodile acolo, mă? Păi unde, la Miami, sunt printre crocodili. Sunt aligatori acolo? Da, da, aligator, da. Glumeam Mihaiță... acum, mă dau eu mare că mă pricep la animale, dar n-am habar. Ăștia sunt de-aia mici, să vii cu mine când... Știi că am fost în Amazon acolo, erau crocodili de aia de 4 metri și asta era excursie organizată. Asta adică acolo ești zic. În junglă. Crocodile ai mănânci ca pe seminții aligatorii din Miami. Aia chiar și slăbuți, n-au nici formă fizică aia. Și ci că le taie mușchii maxilarului să nu poată mușca. Să nu fie afectați turiștii, să nu pățească ceva. Le atârnă maxilarele în timp ce noată. Lumea nu vede chestia asta. O cruzime nemai pomenită. Da, adrenalină. Vezi monștrii aia preistorici trecând pe acolo. Îți dai seama. Doamne ferește. Ci că rechinii au apărut pe pământ înaintea copacilor. Dacă pe planeta noastră. Dacă e posibil așa ceva, n-am avut habar. Deci nu era un copac pe nicăieri, erau rechini în apă, în schimb. Și crocodilii tot cam de atunci. Da, pot frumușel câștigat de Mihai, câteva blinduri numai bune în faza asta de joc. Ia să vedem clasamentul nostru. Primul milarul. Blindurile sunt 8.000 cu 16. 17 la 17. Își împarte cu Marinel Neagu de pe poziția 3, Constantin Manole, Ciplidu. Și apoi 9, 8 și 6 blinduri, Costi, Iuxel, respectiv Bogdan. Da, toată lumea are o șansă. Nici Bogdan nu stă rău, Bogdan Toporaș din imagine din stânga, nici el. 6 blinduri față de cum o duce lumea și ce secetă de fise e. 6 blinduri se pot face 12 și iată că sar 3 locuri în clasament deodată. Sunteți, pentru cei care ați venit mai târziu, sunteți la faza spre finalul de joc la ediția 7-a Midnight Poker, un show care va mai dura cel puțin încă 5 ediții fără asta, deci un total de 12 ediții. Posibil să se mai prelungească, dar de regulă lucrurile se mișcă atât de bizar în vremurile noastre încât nu poți să semnezi pentru 30, pentru 100. Habar n-ai ce o să fie imediat peste 2 săptămâni și atunci se eliberează, ca să zic așa, se stabilesc câte 6 săptămâni, câte 6 episoade. Avem un... nu... Mihai? Constantin a făcut Olin cu Azvale din buton? Parcă da. Nici nu mai știi cine și cum face, că vorbesc de sub măști și... Ba nu. Azvale la Azvalet. Asta e viața. Doar 4 de culoare pot schimba soarta acestei mâini. În rest avem split. Dacă se repetă 4 culori... Nu mai. Stop, turn, stop, river. Ups, blindurile au urcat, stacurile au coborât. 13, 12, 6, 6, 4, 8 cu 16.000, ante 16.000. Wow! 25, 37, 41 de blinduri în total vedem aici.
în joc. Între 5 oameni, wow. Vă reamintesc, dacă aveți întrebări și simțiți că nu vi se răspunde, înseamnă că urmăriți partida pe YouTube. Dacă veniți pe Facebook, pe Pokerfest, pe Hold'em România, pe site-ul, pe pagina Hold'em România, aici este transmisia live și putem comunica. Noi suntem cu ochii pe chat și ce întrebări aveți, oricât de la sau ne la obiect, suntem aici să le răspundem. Mihai Manole din Catov. Dacă nu, zic, dacă tot plouă, atunci toarnă, e vorba aia. Dacă tot e să-i fii pe un ran bun, Mihai Manole, atunci trebuie să intre și cărți frumoase. În sfârșit vedem și noi două dame în jocul ăsta. Le vedem în mâna lui Constantin Manole, care deschide doar puțin, sperând probabil la un ristil cu două dame. 35 de ani. Adică jucătorii care îi urmează în stânga să mai aibă senzația că mai au un fold equity, că mai există șansa ca la stilul lor, la furtul lor să se foldeze. Nu s-a întâmplat, n-a reușit să inducă un ristil, dar și-au luat un pot frumos, cum sunt toate poturile la faza asta de joc. Și iată-l cum adună și... Vă amintiți când era pe locul 7? Uite-l. Și atunci am și zis... Nu vă uitați că are 9 blinduri și pe locul 7. O să aibă 9 blinduri și o să fie pe locul 1. Acum are 16. Și șanse mari să pună mâna pe titlu. Mari. Între timp, după cum vedem, Bogdan Toporaș de pe poziția 1. E în 3 blinduri, în situație disperată. Iată-l. Tot ce are de partea lui e faptul că are butonul aici și încă mai are două mâini răgaz. Asta și încă două. 3 mâini răgaz să facă rost de ceva fise până îl lovește blindul și anteu. Manole a prins iar o mână bună. A făcut doar call? Nu. A deschis 2X și ceva, da. Fără frică. Probabil că ar fi plătit instant la re-raise-ul short stack-ului de pe poziția 1. În ce bani, cu ce bani se cumpără chestii în Egipt? Adică? Lire, ce bani au ei acolo? Da, lire egiptene. Da. Și pe străzi, dar prin oraș... e foarte ieftin, Iulian, foarte, foarte ieftin, adică da. E extraordinar de ieftin. Da. De exemplu, am mâncat la un restaurant în oraș unde mănâncă localnicii. Da. Salate de alea, arăbești, hummus, babaganuși, da. Era plină masa, 4 persoane, 4 adulți. După aia ne-a dus supe foarte bune, supă de linte, foarte bine făcute, okay, și okay. curat. După aia mix grill. Miel, frigărui okay, okay. de alea răbești. Dar nu spuneți prețul, să dau eu rămas, un preț. A rămas 3 sferturi de mâncare pe masă, la 4 adulți, okay, okay. platouri așa mari cu carne, okay. supe, salate, full, ape, humus, ape, mai. Lipii, tot, cât da, a fost prețul? Da, să mă gândesc. Cred că au fost 32 de lei românești de om, 128 de lei. $5 de persoană, adică 20 de dolari pentru toți, tot, cu totul. Era și rușine, am dat la $10 și pagă, că se plătesc numai $20. Adică wow. eu dădeam mai mult și pagă în București la restaurant decât cât am plătit restaurant acolo. Situație foarte tare aici, foarte tare. Iuxel se pune din small blind împotriva lui Manole și Manole plătește instantaneu pentru că range-urile blind versus blind sunt foarte largi și n-avea cum să refuze Manole. Chiar dacă a mai fost o situație în care Chincișana a foldat 5 are când l-a atacat Manole din small blind, nu se pune problema. Constantin Manole a și plătit imediat. E flip, e chiar în față, are 55% și în momentul ăsta nu mai are aproape nimic pentru că dama aia de jos. Asta e drama flipurilor. Perechilor mici, da, ți-a venit aia, îți mai rămân doi outs cu care nu mai are ce face. Dar se deschide. Uite o fereastră extraordinar, ce ferestrui că s-a deschis și a dat lui Constantin Manole pot, oameni buni. Bă, deci este scris, n-ai ce să-i faci. Deci acum, cu mâna asta, se dovedi că pokerul e sport, Iulian. Da.
nu? 20, da, s-a arătat dreptatea. S-a 22, arătat sportul. 32 și cu 9 din 41 de blinduri, Constantin Manole are peste jumătate. În ultimii 4. $750 premiu minim, 1000, 2000 și 3000. Mihăiță, când vii din America, să ne aduci câte un magnet de frigider, că am ținut cu fratul și am dat culoare. Și mie niște heliu să vorbesc subțiri. Da. Bun. Nu are cum. Și acum iată-l pe... E rândul lui Bogdan Tupăraș să plătească big... Să plătească blindul și cuantiu, ce fise mare el în spate. A, nu, acum eu nu te... În mâna următoare o să pățească rău de tot. O să-și plătească aproape toate fisele pe ante și pe big blind. Dama X a avut și a foldat, nu știu. Ai zis Olin. Scuze, n-am auzit. Olin. Numai Olin, iar blind versus blind, ați 4-2. N-ai cum, Costi, ce-i faci? Mai ai puține fise, ai un as. Nici nu te împinge în față acolo. Știu că ești prudent și joci atent. Dar nu ai altă soluție. Ai exact, care un range gigantic, Manole. Și acum sunteți split în enorm de multe situații. Cel mai probabil split. Ia ca split-ul. Da. Cum ziceam. Da, deci nu s-a întâmplat, n-a durut. A fost bine. Da, dar a avut puțin adrenalin așa. Da. Nu? Cum să nu dai, da. Ar fi fost o victorie uriașă pentru Constantin Manole dacă n-ar fi văzut col aici. Ar fi câștigat o mână la care n-avea echitatea completă și ar fi adunat foarte mult la EV. Acum vine mâna cea mai importantă pentru Bogdan Tupăraș de pe poziția 1, care din puținele lui fise cât erau acolo trebuie să plătească birul trecerii blindului pe lângă el. Cât mai are în spate. Un blind și ceva. Nu mai e loc de întors. Ne așteptăm să crească în agresivitate Constantin Manole. Să-și asume funcția de capitan al mesei. Are fisele, domină masa de ceva vreme. El e omul responsabil cu eliminările, practic, responsabil moral cu eliminările. Da, mă, 3 mână fără sens, într-adevăr bine a foldat-o și consistent, masiv dominat, Bogdan Tupăraș mai are doar 15% șanse să nu se ridice de pe scaun. Dar probabilitățile devin din ce în ce mai ostile acestui jucător de 40 de ani din București, care a revenit la poker la sfatul unui amic, Dragoș Iacob, ce a câștigat deja o ediție. Uite. Da. Și se ridică Bogdan Tupăraș lăsând 3 jucători care își merită pe deplin locul aici. Când îndeosebi jucător de 40 de ani, nu se înțelege că joacă de 40 de ani. Da. Da, am făcut o elipsă, întreabă, în vârstă de gramatical, așa este. Jucător de 40 de ani. Da, e ambiguit. Eu am făcut literele, știu că tu ești inginer metalurg și de-aia ți-am zis că n-ai vedea unde să înveți la metalurgie. Nu știam cine a făcut literele pe care le folosesc eu. Da. Dar nu, așa este. E elipsă, am făcut-o, mi-o asum și creează o ambiguitate. Da, e greșeală. De asta am și tăcut puțin înainte de a zice că nu știam cum să o întorc. Da. Joking. Da.
finală, deci, între Marinel Neagu, poziția 1. Hai să zicem 1, 2, 3, ca să nu mai... Poziția 1, Marinel Neagu, la stânga, după care Constantin Manole și Constantin Costi, Chincișan, își merită pozițiile la masă. Toți trei au fost activi. Ar mai fi vreo jumătate de oră de joc, nu? 40 de minute, cât mai e? Corect. Cer scuze. După ceas, probabil că așa, dar după cum văd situația, s-ar putea să... Se poate încheia și în 10 minute. Să vedem. Zici tu? Nu știu. Să vedem. Să vedem. Blindurile sunt mari, nu mai ai multe stacuri și Constantin Manole, o fi jucând el tight, dar joacă foarte agresiv. Foarte agresiv. Păi e stilul ăla, tight agresiv. Exact, exact. Și atunci cu el la masă nu mi-e frică că o să curgă, o să fie boală, multă moarte. Sigur o să dea în ei cât o să poată. Sunt crocodile aia de Nil, ce dimensiune au? 7 metri? Prostii din astea, nu? 5 metri. Da, da. Te-ai văzut pe acolo, nu? Aia din Amazon. Eu în Amazon am fost, nu Nil. Acolo și mai mult. În Amazon, dar era uriaș și pescuiam din barcă și treceau pe lângă barcă așa, zang, zang. Și Costin, prietenul meu care eram cu mine, dădea cu lingurița. După ei, bă, zi, stai liniștit că ne dă la o coadă. Cerească Sfântul, Doamne. Murim. Am stat o săptămână în junglă, acolo nu era nimic. Adică senzația că... Mi-a povestit... S-auzeau jaguari, maimuțe urlătoare, tot felul de junglă. Ne-au dus cu un avion de la papă, ne-au lăsat în junglă și au zis, bă, băieți, venim... Dar te ia frica la un moment dat, nu? Îți dai seama. Wow. Aveam un singur telefon pe satelit, dacă îl scândeam în apă, era... Aia era. Pa. Wow, wow, wow. Furnici, insecte, milioane, miliarde de insecte, căldură, 95% umiditate și 45 de grade afară, 42, 43... Curgea apa tot timpul, adică ne spălam hainele și nu se uscau niciodată, le luam ude pe noi. Uite pentru ce plătește lumea mulți bani, să se chinui la umiditate 95-40. Senzație sauna. De pescuit, ce pești, ce peacock bass de ea de 5 kg, de 7 kg. Dar ce culori, dar 50 ce frumusețe. Pe zi, da, 50 pe zi, ne dureau mâinile când scoteam. Și puse emoțiile, sălbăticia aia, era înmărmurit da, acolo. Da, nu? Da, da, și flamingo, și delfin roz de Amazon, și păsări. Și da, am văzut delfinii aia bizari, în ape. Roz, cu cât sunt mai happy, cu atât sunt mai roz. Dacă sunt trist sau sunt necășit sau morți de foame, să negresc. Serios vorbesc, adică da, wow. Bune. Wow, wow. Foarte interesant. Mai sunt crocodile aia de apă sărată, care aia cât cei mai mari. Ups. Au, li se umflă picioarele de la sare. Cum spuneam, Manole din stânga, din afara poziției, îl terorizează pe Costi Chincișan. Cu toate locul întâi 3.000 de dolari, că treabă cineva ce pe autori au mai rămas, nu? Locul întâi 3.000 de dolari. Da, 1.000, 2.000 și 3.000 la cei rămași la masă. Da. Iar i-a ajuns lui Costi Chincișan și a spus, bă, nu mai pot, cum suntem blind versus blind, mă atacă ăsta, nu mai pot, plătesc. Și acum pleacă cu 41%. Pleacă cu 41% și sunt șanse să vedem un, un heads-up, a prins și un șeptar. Însă două capete, Quinton două capete pentru Costi, situație care îi mărește șansele, în momentul ăsta asul a venit și i-a mai dat puțin peste cap planurile. Dacă, cumva, nu vedem un ce, nici nu mai puteam înșira. A venit dama. Uite cum se schimbă pe river totul, jocul se relansează cu Costi chip leader. Femeia te ridică, femeia te coboară. Da, nu? Da. Deci am fi rămas la heads-up cu avantaj de 3-2 sau 3-1 ceva, 522.000 de fise ar fi avut Manole. N-a fost să fie, jocul continuă. Deci, joia viitoare, nu, mâine. Mâine avem online, nu? De la ora 22? De la 20. 20. De la 20? Da. Mâine avem online de la ora 20 cu 5 dolari sau mai devreme sateliți de la 0, de la free roll până la 1 dolar. Puteți să vă calificați și joia viitoare vă așteptăm aici la masa de joc pentru premii frumoase. Adică avem 7.700 de dolari în total la masă, de la locul 7 până la locul 1. Nu? Iulian? Da. Da. Și mâine de la ora 20, ca să găsiți turneul ăsta de calificare, băgați Midnight Poker la search acolo pe 888 pe
pe site și îl găsiți rapid. Așa este. Exact ce a zis Sorin, asta e adevărul. N-a mințit, n-a tot păcălit pe nimeni cu nimic. Mine, orice zic să zic, așa e, așa e. Asta era un răspuns pentru Daniel, care a întrebat cum așa se e. Face. Așa e, domnule. Ar fi putut profita de... Ar fi putut profita frumos de tot Marinel Neagu de... de eliminarea lui Costi Chincișan, pentru că ar fi urcat cu $1,000 fără să facă nimic în pragul de payout. El, Costi, despre care vorbeam, blind versus blind, și normal că se pune all-in. Marinel n-are cum să plătească cu damă 4. Am uitat să precizez ceva foarte important. Vinerea viitoare, Vinerea Mare, și nu o să fie turneu live, se decalează cu o săptămână. O să fie mâine turneu de calificare, e ok. Dar vinerea viitoare, fiind sărbătoare foarte mare, Vinerea Mare nu o să... Și vineri nu se joacă nici satelit, nici nimic. Da, 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 Vinerea Mare. Da. Jucăm sateliți mâine. A, mâine și vineri nu. Da, okay. Vinerea viitoare nu o să fie masa live. Nu o să fie. Ah, ok. Și decalează cu o săptămână. Da. Deci Vinerea Mare, o săptămână show-ul nu va avea loc. Da. Din motive spirituale. Nu vreau să facem concurență cu biserica. Care eu, da. Dar cum o să fie acum? Chiar nici nu știu de învieri de astea. Lasă lumea la distanță. Lasă lumea până la 5 dimineața cu distanțare și nu se cere... Declarație. Ce? Nu reușea să îndrăgostească din mine un băiat de la tehnic și mi-a zis că arată urât masca. Mi-am pus de dedesubt aici. Dacă vrei să dau ceva pe negru sau pe verde să asorteze cu tricou. Oh, ce situație. Blind versus blind. Marinel prinde în sfârșit și el o situație în care se fure din blind și nimerește exact peste așul lui... Așa lui Mihai Manole, lui Constantin. Băi, Doamne, câți miei, trebuie să-i dau o turmă de miei și trei ciobănei lui Mihai, cât l-am confundat. Dar iar se deschid portițe pentru două pici și un optar, un decar. Da. Deci un decar sau un optar. N-a fost să fie și... Constantin Manole îl elimină pe Marinel Neagu și aș putea să spun acum că partida s-a restrâns chiar la cei doi jucători cei mai activi și mai deci au fost implicați în toată activitatea lor. Absolut, absolut, fără discuție. Își merită toți laude și așa mai departe, dar îndeosebi Constantin Manole și Constantin Chincișan, doi Constantini și pe dealeriț o cheamă Elena, deci vă dați seama. Glumesc, nu vreau nici să o botez și pe ea. Și avem o finală, un heads-up așteptat. Iată, 17 blinduri la 17. Parcă a tras cineva cu creionul și a desenat situația asta. Au rămas doi jucători care își merită pozițiile de oponenți la heads-up în această ediție. Ei se bat acum pentru încă $1,000, diferența între locul 1 și 2. Da, e un prag destul de mare, adică merită lupta pentru el. Cum să nu? Mai ales pe praful ăsta. Fără discuție. Și avem joc la heads-up. Joc la heads-up care a survenit după vreo oră de joc după pauză. Deci avem deja, avem cam 3 ore de joc, 3 ore și ceva cu tot cu pauză. 17 la 17 blinduri. Se pot deschide linii de joc interesante. 17 blinduri nu-i nici mult, nici puțin, dar e decent. Nu trebuie să faci chiar tot timpul all-in, da? Deci între ei o să fie cel puțin acum o dinamică mai atentă. Vă reamintesc că probabilitatea cea mai mare de încheiere a unei partide este când jucătorii la heads-up au fise egale, pentru că un race, un coin flip între ei ar produce eliminarea, pe când la diferențe mari între stack-uri există vreo 50% șansa ca jocul să continue după un coin flip. N-am nicio îndoială că Constantin Manole o să joace agresiv și o să atace, dar la fel nu am nicio îndoială că Costi Chincișan nu o să riposteze cu aceeași
cu aceeași agresivitate, pentru că l-am văzut când a ezitat atunci și la un moment dat, acum vreo două ceasuri, când i-a furat prima dată Constantin Manole din Small Blind, a foldat o mână cu care ar fi putut da col, cu cinciarea aia, și de atunci n-a mai făcut greșeala asta, i-a plătit col o dată cu as 2 versus as 4, apoi a mai plătit col cu damă 9 sau popă 9 ceva, nu damă 9 ceva, popă 9 ceva. Tot la un raise all-in al lui Constantin Manole și a comunicat în felul ăsta că nu mai poți, nu te mai poți tu lua de mine din dreapta cum vrei tu, că știu și eu să-ți răspund. Așa că o să fie un meci foarte angajat. 50? 50 de raise. Era vorba aia. An unstoppable force against an unmovable unmovable obstacle. Check. Chit în două capete pentru Costi și o chit în gaură plus un overcard pentru Manole, care îi dă combinație, care îi dă avantaj în acest moment. 4, 3, 7 outs, e bun. Bet, vreau să zic un bet consistent, dar toate beturile sunt consistente la nivelul ăsta de blinduri. N-are cum să facă decât ori all-in, ori fold. Și a făcut raise? Face raise, cum am zis eu? Face raise, da. Bine. Credeam că am dat o dumă. Eu știu mai puțin poker decât oamenii ăștia și de asta am presupus că nu o să dea col și chiar n-a dat col. De aia tu ești la comentat și ei joacă la masă. Exact. Că dacă m-aș duce eu acolo să joc, aș juca așa de bizar că n-ar ști ce să zică despre cum joc eu. Da, o îndrăzneală uriașă pe Costi Chincișan și reușește să Costi să întoarcă situația într-un mod extraordinar de îndrăzneț. Cum spuneam, un unstoppable force meets an immovable obstacle. O fi Costi din Arad, așa, și o fi Constantin, fratele lui Mihai Manole, dar nici o mână superbă a avut loc acum. Apropo de mâini frumoase, am să vă spun să... E chiar din Arad, Costi? Da, chiar din Arad. Mi-a găsit că e de la mine, de la țară, știi că sunt într-un sat de acolo, de județul Arad, și m-am gândit că o fi pe la mine, pe la țară, pe acolo. Habar n-am de unde, dar din Arad cu siguranță. Și vreau să vă spun că fazele cele mai frumoase din partida asta și din toate restul partidelor care s-au jucat, le găsiți pe Poker Fest YouTube. Aveți toate edițiile, absolut toate edițiile, de la ediția 1 până și aveți chiar de învățat, pentru că pe parcurs edițiile au fost jucători destul de buni și s-au jucat mâini frumoase și tot timpul ceva de învățat de la mâini. Da. Mai ales pentru cei care nu prea se descurcă cu engleza, vor să vadă și eu partidă în română, e mai bine. Exact. Și nu numai că sunt înregistrările, dar sunt și selecții. Sunt niște playlist-uri cu selecțiile importante din mâinile importante și decisive din partidele ce au avut. Întâlniri, cum zicem. Probabil că una din mâini, mâna asta care tocmai a trecut, o să fie pe acolo, una din ele. Una din ele. Set versus draw de chint în gaură. Mici șanse pentru Costi să se întâmple ceva. Mihai face slow play. O treime de pot, potul mic, Mihai face slow play aici și pe board foarte coordonat, nu-l văd să dea doar call. Pentru că e board coordonat și nu vrei să intre oponentului tău ce așteaptă el să intre și ce ar putea să intre. Uite, deci un noir îi dă chinta lui Costi și îi distruge setul lui Constantin Manole, dar nu o să fie mare pagubă, pentru că Manole o să se prindă că acolo e vorba de o chintă cu 8-9-10 valeți jos. Deci o situație nu atât de primejdioasă pe cât s-ar părea pentru Manole. Da, mișcare foarte, foarte tupeistă și de succes pentru Costi Chincișan, când a reușit să-l convingă cu 4-3 în mână, sutit să-l determine pe Manole să își arunce o mână.
Se succedă mâini jucabile, mâini interesante. Ideea că trebuie să se și sincronizeze. Ia în calcul, e în buton, Costi, cred că a făcut doar flat call sau ce a făcut, da? A doar a completat? 50 de mii. Nu, nici nu a apucat să vorbească și a cerut acum 50 de mii. Nu mai vedem de câte ori o Linor Fold, probabil, nu știm ce are Mihai Manole, dar să plătească din afara poziției, da, Olin și call instantaneu. Un aproape coin flip. Amândoi s-au pus bine cu ce au avut și orice s-ar întâmpla, și au făcut treaba bine, da. Orice s-ar întâmpla. Favorite Manole să-și mai revină din să mai câștige înapoi din fisele pierdute la acum două mâini. Crezi că dacă ia doar locul 2 Costi, ne mai aduce Mihai Magneț de frigider? Niciodată, doar puțin heliu. Mai prinde și Valețica outs, Costi, să, împotriva lui Manole, care îl domina, avea o mână mai bună, cu 54% înainte de flop. Nu se întâmplă mare lucru aici, dar se conservă șansele între cei doi, aproximativ 50 și aproximativ 60. Și în acest moment Mihai Manole se dublează și... Mihai nu se dublează, Mihai la crocodil, băi, la crocodil. Nu mai pot, deci nu mai pot. Da, ți-a spus omul, ți-a scris pe YouTube. Dar dacă de 10 ani... Julian, sunt la crocodil, spun Mihai Manole de 10 ani... Vreau să vizitez crocodilii, aligatorii. Nu mai înveți calul bătrân, trucuri noi. Așa zice o vorbă. Dacă eu zic Mihai Manole de o viață, cum să zic acum deodată Constantin Manole? Nu pot, frate. Am să zic Manole și gata, ca să fii toate bune. Îmi cer scuze la toată lumea implicată în această confuzie ridicolă. Mihai, să nu mai aduci la Iulian Magnet de frigider, mi-aduci numai mie. Ionuț Marc are 300.000 de YouTube și 200.000 pe Insta și că va aduce urmăritori. Ionuț Marc are. A, nu, Ionuț Marc, virgulă. Tipa cu tare are. A, am înțeles. Cine are, mă? Urmăritorii de pe Insta și de pe YouTube ai invitate speciale, ci că ar fi sute de mii. Da, da, știu. Atunci e în regulă. Ce aveți cu fata? What the Jesus? Eu credeam că are 10-20 de oameni acolo, de 300 de mii oameni. Bun, plus 200 de mii. Bine, e overlap, dar oricum. A 80-a mână din partidă, iată aici, 10 cu 20 cu 20, 32 de blinduri în total, media, efectiv 7, media 16 și jocul continuă. Între cei mai activi și mai merituoși participanți la această finală. În poziție și vorbește primul Mihai Manole, care completează, face doar call cu o mână absolut marginală, cu care nu are cum să riposteze și bineînțeles că se încheie aici această mână. Destul de dificil de completat blind versus blind la heads-up, pentru că trebuie să știi să faci asta și cu mâini puternice și dacă ai decis să faci asta, atunci trebuie să faci aproape numai asta, dar ce știu eu? Mult randomness. În partide atât de scurte, n-ai cum să-ți balancezi nimic. Trebuie să joci, să câștigi. Dat la joale.
Olin. Olin. Da, joc agresiv, cum îmi place. Au mai fost finale cu... Mai sunt câteva minute și trebuie ori la bal, ori la spital, adică n-ai ce să faci. O să anunțăm ultimele 3 sau 5 mâini cât o să anunțăm. Da. Au mai fost finale cu limpuri, coluri, cecuri în spate până la capăt și nu mi-au plăcut. Asta e finală. Doi jucători care știu jocul și au experiență, da, și joacă conformă. Da, finală care se va termina cu un pumn în gură, nu cu câștig la puncte, cu un uppercut. Oameni răi, nu, nu mielușei aia. De la alte și alte și alte situații în care parcă jucau. Da. Cam 15 minute, zice Marinica. Sau 5 mâini. Sau dacă sunt mâini de astea așa rapide, all in call, 10 mâini. Nu, Iulian? Să vedem ce o să se întâmple, da. Da. Ce se întâmplă acum? Costea a prins o bombă de mână, un popă îl mai ajută pe Manole să încheie partida. Altfel, se întoarce situația la Fise, o să fie chip leader Costi Chincișan și jocul va continua încă 4 mâini sau câteva, 10-15 minute. Calul meu pentru un rege. Se întoarce Fisele. Da. Se întoarce Fisele. Balanța se înclină violent în cealaltă direcție. Nu se lasă bătuți oamenii ăștia, nici unul, nici celălalt. 185. O să le lasă și 185, 225, 225, 229. Hai Costi, numără repede că timpul lucrează împotriva ta. În detrimentul favorii tale. Cam 190 aici. 200. Deci 4 mâini rămase din ediția 7-a. Aici suntem la împărțeală, cum se zice. Dar ce e așa de dificilă treaba aia? Ce s-a întâmplat acolo? Care a fost baiul? Ok. În buton. Se mai joacă blindul acesta și la sfârșit mai sunt 5 mâini. La sfârșitul blindului. Deci mai 20 minute, 15. Cam 10 minute din blind, băi, noi sunt. Deci vor fi ultimele 5 mâini. Așa, deci mâna asta și apoi maxim 5 mâini. După care, dacă nu știți regula, se oprește jocul, se oprește transmisia, se oprește jocul, nu transmisia, și câștigă locul 1 cine are mai multe fise. Constantin Manole va trebui să lupte ca un leu, mână de mână, pentru că dacă foldează mână de mână în acest moment Constantin Costi Chincișan, poate să câștige partida în felul ăsta, foldând. Un all-in care... Col, nici nu contează ce are, ce are Constantin Manole să facă. Col. Ai zis iar Mihai sau mi s-a părut? Nu, am zis Mih. Aha. Mare atenție, pentru că dacă foldează Costi, mână de mână, Constantin Manole pierde partida și aparent el nu știe asta. Nu știe asta, el mai sunt 5 mâini. Cum nu știe? 5 ori 25, 125 de mii de fise. Păi a făcut Costi, a făcut Olin și l-a dat fold. Deci păi nu știe. Dar știe regula. A fost anunțat, regula o știe, dar trebuia să... Da, da, nu știu. Deci în momentul ăsta, Costi, în momentul fără ăsta, să Costi, vorbim încet, nimic. Dar trebuie să se poate ridica în picioare, da, să câștigi, nu mai spune că a câștigat. Nimic, da, da. Da, da, da. E ceva nu e în regulă. Adică când îți face cadou un all-in oponentul tău de care ai nevoie, dai fold, înseamnă că nu s-a... Da, n-a avut timp să facă socoteala cu regula. El trebuie să știe, oare știe, nu? Știe. Nu cred că știe după cum se gândește. Eu aș da fold. Și dacă renumără. Dar nu știe nimeni de pe... Nu. 167. Da. 167. Da.
80 aici. Corect, pentru el. Omenește, corect, da. Da, uite, că da, seama, s-a prins și s-a terminat, s-a prins, gata. Da. Deci era singura șansă a lui Constantin Manole să dea col atunci când a fost pus Olin de... Singura șansă, nu mai are nicio șansă. A pierdut partida cu foldul ăla. Da. Sau nu? Las că vedem. Că nici eu nu mai știu, am amețit. Nu știu să fac socotelele așa repede. De când ai fost bun la matematică, Iulian? Dacă erai bun la matematică, erai la masă acolo. Nu? Se, eu știu, la aritmetică-s bun, la matematică chiar n-am fost bun. Serios n-am fost. Luam 10 la geometrie, 4 la analiză. Nu știu de ce, nu mi-a intrat în cap. La prima oră n-am înțeles, profa nu s-a mai bătut capul să ne explice la ăsta mai rămași în urmă. Erai poet, nu? Nu. Poezii, la liceu, la liceu vreau să mă duc la, să mă fac mare chimist. Abia în clasa 12 m-am hotărât și m-am întors 100%. 100% în trimestru 2. Da. Că tu ești talentat la scris, la da, astea, nu. La cărți. Era taică-mi mare chimist și am zis că mă fac și eu chimist ca taică-miu și... Am urmat chimia cu religiozitate până când a venit o lege. Îl aud pe sunetist cum râde aici. Ia să vedem. Da, n-ai. Da. Nici nu mai are rost să ne mai uităm. Normal, da. O să fie fort fără discuție. Nu știu de ce își mai bate capul, da. Că oricum absolut. Nu se mai poate întâmpla nimic, adică meciul e terminat. Da, da. Normal. Ah, dar faci așa un pic. Hollywooding. Hollywooding. Și a dat Elena Ceaușescu legii că nu mai ai voie să fii în cercetare niciodată. Eu vreau să mă duc în cercetare ca taic, nu vreau să mă fac prof de chimie, Doamne ferește. Dar de ce? Nu mai erai voie? Da, cât vrea ea. Erau prea mulți? Nu știu de ce, o idiotă, nu mai știu de ce. Oprise intrările de... Da, să nu fii prea mulți cercetători, să fii numai ea marile cercetători, să făcea inflații de cercetători și scădea valoarea proastei. Și când am aflat asta, am zis la revedere, adio, chimio. Mă duc unde e mai ușor, la scris, cuvinte, ca asta dintr-a întâia știu să fac. Constantin Manole la butoane, Olin. Hai mă, că ești suprimată, Constantin, bravo. Am și subliniat. Dar nu e ultima mână asta? Cred că mai sunt două după asta. Col. Wow. De ce? Wow. De ce col, mă? Wow. Trebuie să dea fold. Wow. Dar ei n-au citit scrisul ăla mic de tot? Dar au fost anunțați da, că mai normal, sunt trei mâini. Dar normal, s-au anunțat și se știe și de atât timp și-au jucat de mulți sateliți și-au urmărit show-ul și-au urmărit emisiuni. Nu poți să nu știi. Costi în față până una alta și deci cumva colul lui, că o fi sau nu greșit, e un col care îi poate aduce victoria și asta ar putea fi ultima mână. Exact când mă doare stomacul, când mi s-a făcut foame, la fix mi-a venit stomacul să mă doară, uite. Da, da. Oameni buni, Costi Chincișan, Arădean... Din Arad, 34 ani, reușește performanța să-l bată pe Constantin Manole la Heads Up în ediția 7-a Midnight Poker și să câștige pe mare și bună dreptate. El joacă turnee de în jur de 10 turnee live pe zi, turnee MTT-uri mari. Este prieten bun cu Christopher Heidelbacher, care a fost și el aici finalist și regular Poker Face. Deci un jucător priceput. N-am știut prea multe despre el până acum. Felicitări! Mulțumesc! Hai puțin pe mijloc. Hai puțin pe mijloc. What? Auzi, băi, Jesus! Frate, what? Jesus! Hai puțin pe mijloc. Felicitări! Mulțumesc frumos. A fost un joc frumos, chiar s-a jucat bine. Și la final cu blinduri puține a cam decis soarta, dar mă bucur că am câștigat. Încerc de ceva timp să mă calific și da. Dacă nu ai avut nicio strategie, a mers. A mers. Felicitările da. Noastre. Mulțumesc frumos. Iar pe voi vă aștept vineri la ora 21 pe 888poker.ro să jucați turneu online și joia viitoare să fiți alături de noi. La revedere! Suntem Sorin Constantinescu și Iulian Doroftei sau invers, luați-o cum vreți. Iulian Doroftei, Sorin Constantinescu. Și am fost la... Se încheie ediția 7-a Midnight Poker. Vă așteptăm peste două săptămâni. Vă dorim până atunci un... Și nu uitați de turneul de calificare de mâine. Un paște liniștit, turneul de calificare de mâine și peste de la ora două 20, săptămâni. Pe 888 cu un dolar, fără dolari sau cu 5 dolari vă puteți califica și ne vedem peste două săptămâni aici la masă. Felicitări... Costi pentru da.
frumoasa performanță și pentru cei 3.000 de dolari. Deci s-a scos omul, are miel de paște, are tot ce trebuie acum. Da, da, da. Asta a fost, dragii mei, iubitori ai pokerului. Ne auzim peste, ne vedem peste 2 săptămâni. Până atunci spor la mese toți și vă aștept la satelitul de mâine seara de pe 888 să mă uit cum jucați, că eu n-am voie. La revedere! Bună seara! Alături de mine la debutul show-ului Midnight Poker, Majda. Îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră. Bună seara! Eu vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Este o mare onoare să fiu aici, abia aștept să înceapă jocul. De unde pasiunea pentru poker? Păi de mică, ca să spun așa, e pasiunea asta pentru poker, plus că am fost înconjurat de băieți când eram mică, l-am prieten foarte bun pe Augustin Viziru și știm cu toții cât de bine joacă, așa că de acolo vine și pasiunea mea. Ți-a spus Augustin câteva scheme? Să le spun sau să nu le spun? Am stat pe lângă Augustin. Locuiesc în casă cu un om care știe să joace poker și anume iubitul meu, așa că s-ar putea să știu câte ceva. Cum a fost anul 2020 pentru tine? Eu sunt un om foarte optimist și atunci n-aș vrea să mă plâng, pentru că știu că sunt foarte mulți oameni care sunt într-un impas în momentul acesta și cu siguranță nu a fost ușor pentru toți, dar aș putea să spun că a fost un an care a trecut și sper să înceapă următorul cât mai repede ca să fie bine. Ne vorbești puțin despre viitoarele tale proiecte? Am niște proiecte în apropiere, dar n-aș putea să spun exact despre ce este vorba. Cert este că o să fiu aproape de oameni și pe TV. Știu, de fapt te urmăresc pe Instagram și am văzut acolo că mereu postez și ne încânți cu ceva dulce. Când, de unde pasiunea pentru gătit? Pasiunea pentru gătit o am de când eram mică. Mi-a plăcut dintotdeauna să fac dulciuri. Adică gătesc foarte bine și mâncare turcească, arbească, tradițional, doar că îmi place foarte mult să-i dau copilului meu să mănânce ceva natural și atunci am început să fac această afacere cu dulciuri pentru oameni și o fac cu suflet. Cum o găsim pe Instagram? Majda Cheesecake se numește și pe Facebook la fel, de asemenea Majda Cheesecake, dar oamenii îmi pot scrie și pe Majda Bulamușa și pe Majda Cheesecake. Cum ți se pare ideea show-ului nostru? Este una foarte tare, în primul rând că sunt foarte mulți jucători la masă, oameni care vin să se distreze și în același timp pot câștiga. Pleacă acasă cu marele premiu și până la urmă asta este miza. Și eu sunt foarte competitivă de fel și știu că am adversari puternici în această seară. Am zis bine, nu? Da. Dar eu sunt optimistă. Asta le spun tuturor. Trebuie să aibă încredere în ei și să nu spună celelalte mai bun, e mai bun, e mai bun. Important e ca tu să te dezvolți și să te autodepășești. Să te distrezi, că despre asta este vorba, să ne distrăm. Majda, eu țin pumnii și îți mulțumim foarte mult pentru că ai venit și hai să te vedem la masă. Eu îți mulțumesc și să înceapă distracția, cel mai bun să plece cu marele premiu. Sincer, mi-ar plăcea să plece unul dintre băieți cu premiul cel mare. Mulțumesc. Eu mulțumesc. Să întrerup puțin ce voiam să spun, pentru că invitata specială de pe poziția 4, Majda Abulumoșa, a făcut un raise uriaș, mă gândeam gigantic. Când spui cărțile să tușesc eu, dar dacă tușesc, poate fug jucătorii de la masă, cred că am COVID. Da, deci iată ce... Un raise gigantic de la Majda, un raise imens, uriaș, a prins așa și a dat mâna pe față. Deci nu uitați, blindurile 500 cu 1000, Majda a